Domnul primar, declar ședința deschisă. Suntem prezenți 12 din 13. Lipsește un consilier, motivat. S-a învoit domnul care e control de la garda forestieră. Da. Dispoziția numărul 155 din 17/6/2020 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 25/6/2020, ora 10. Analizând temeiurile juridice, respectiv articolele 134 și articolul 135 din Ordonanța 57/2019 privind codul administrativ, ținând cont de referatul numărul 3580 din 17/6/2020, întocmit de către secretarul comunei, prin care propune domnului primar convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe luna iunie, în data de 25/6/2020, ora 10, primarul comunei Ghimeș Făget emite următoarea dispoziție. Articolul 1. Se convocă în ședință publică ordinară Consiliul Local al Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, pentru data de 25/6/2020, ora 10. Articolul 2. Materialele înscrise pe proiectul ordine de zi se vor transmite consilierilor în format electronic. Articolul 3. Comisiile de specialitate cărora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotărâre sunt cele menționate în anexa care face parte integrată din prezenta dispoziție. Articolul 4. Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare, în condițiile prevăzute de Ordonanța 57/2019. Articolul 5. Prezenta dispoziție poate fi atacată în termen de 30 de zile la Tribunalul Bacău. Articolul 6. Prezenta dispoziție se comunică instituției prefectului și va fi dusă la îndeplinire conform prevederilor legale ale secretarului. Dau citire ordinei de zi. Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator primarul Comunei Ghimeș-Făget. Proiect numărul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a ședinței ordinare din data de 25/6, inițiator primarul Comunei Ghimeș-Făget. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară din luna aprilie 2020, și a ședinței extraordinare din luna iunie, inițiator primarul Comunei Ghimeș-Făget. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind asocierea UAT Ghimeș-Făget în județul Bacău, în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, inițiator primarul Comunei Ghimeș-Făget. Proiectul numărul 5. Proiectul de hotărâre privind acordarea facilităților fiscale pentru persoanele fizice și juridice care înregistrează obligații de plată către bugetul local al Comunei Ghimeș-Făget, conform Ordonanței de Urgență 69/2020, inițiator primarul Comunei Ghimeș-Făget. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de concesionare a unei parcele de teren, proprietatea domeniului public al Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, în suprafață de 2156 m2, situată în localitatea Ghimeș-Făget, județul Bacău, în vederea construirii unei grădinițe, inițiator primarul Comunei Ghimeș-Făget. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, cod SMIS 126/924, inițiator primarul Comunei Ghimeș-Făget. proiecte hotărâre privind aprobarea bugetului investiției, modernizarea sistemului de iluminat stradal în comuna Ghimeș-Plăget, județul Bacău, inițiator primarul comunei Ghimeș-Plăget. Proiectul numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual local pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență, inițiator primarul comunei Ghimeș-Plăget. Proiectul numărul 10, proiect de hotărâre privind acordarea unor premii elevilor de la clasele 5-12, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2019-2020, inițiator primarul comunei Ghimeș-Plăget. Proiectul numărul 11, proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru accesele în gospodării din cadrul proiectului Modernizare Drum Comunal DC-142 Tărhăuș, inițiator primarul comunei Ghimeș-Plăget. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutul de funcție al Regiei Publice Locale USE Ghimeș-Plăget, inițiator primarul comunei Ghimeș-Plăget. Proiect numărul 13, diverse. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Unanimitate. Am o singură rugăminte. La proiectul numărul 12, aprobarea organigramei și statului de funcții, am făcut o solicitare către OCOL să ne completeze adresa și nu am primit, de pentru care solicit să retragem acest proiect de pe ordinea de zi și să înlocuim cu aprobarea statutului Regiei Publice Locale. Sunteți de acord? Da. Cine este pentru? Referitor la procesul verbal din ședința din 30 aprilie 2020. Dacă ați citit procesul verbal, cei care l-au primit electronic, și să dau citire sau supunem la vot? Cine este pentru? Punctul 4. Asocierea cu județul Bacău. Proiect de hotărâre privind asocierea UAT-ului Ghimeș-Plăget cu județul Bacău în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Având în vedere rapoartele de specialitate întocmite de către compartimentele de specialitate și de către primarul comunei Ghimeș-Plăget, adresa numărul 58055 din 25.05.2020 de la Consiliul Județean, prin care mi se comunică modelul de contract de asociere în temeiul prevederilor articolului 129, 136, 139 și 196 alineatul 1 litera A din Ordonanța de Urgență 60/57/2019 privind codul administrativ, propun. Articolul 1. Se aprobă asocierea UAT Ghimeș-Plăget cu județul Bacău în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap prin achitarea unui procent de 35% din costul total pentru susținerea persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile rezidențiale de subordinea DGASPC Bacău. Articolul 2. Se mandatează domnul Hăineală Valentin Vasile, viceprimar, cu atribuții de primar al comunei Ghimeș-Plăget, să semneze în numele UAT-ului contractul de asociere. Articolul 3. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția a doua civilă și de contencios administrativ și fiscal, potrivit prevederilor legii 554/2004, privind contenciosul administrativ, modificările și completările ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 4. Primarul comunei Ghimeș-Plăget, județul Bacău, va aduce la îndeplinire prezentul proiect de hotărâre. Este vorba despre cota de 35% pe care trebuie să o plătească primăria pentru persoanele aflate în centrele pentru persoane cu handicap. Deocamdată nu avem. Deocamdată nu avem. Nu, deocamdată nu avem, dar deci persoane instituționalizate. Persoane cu handicap instituționalizate direct. Cine este pentru? Supun la vot. Proiectul numărul 5. A primit avize proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea facilităților fiscale pentru persoanele fizice și juridice care înregistrează obligații de plată către bugetul local al Comunei Timeș-Făget. Având în vedere rapoartele de specialitate numărul 3591 din 17 iunie 2020, întocmit de către secretarul general al Comunei Timeș-Făget, referatul de aprobare numărul 3592 din 17/6/2020 a primarului Comunei Timeș-Făget, conform ordonanței 57/2019, avizul Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local, în temeiul articolului 129, aliniatul 1 litera B și aliniatul 4 litera C, respectiv articolul 139 aliniatul 3 litera C din ordonanța 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun. Se aprobă acordarea unor facilități fiscale pentru persoanele fizice și juridice ce înregistrează obligații de plată către bugetul local al Comunei Timeș-Făget, după cum urmează. Reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50% pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să-și întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice. B. Scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri, proprietatea publică sau privată a statului, ori a Comunei Timeș-Făget, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să-și întrerupă total activitatea economică. Anularea unor obligații de plată accesorii. Articolul 2. Se aprobă procedura de acordare a facilităților fiscale pentru persoanele fizice și juridice ce înregistrează obligații de plată către bugetul local al Comunei Timeș-Făget, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 3. Se aprobă formularele tipizate, decizia de aprobare a acordării unor facilități fiscale și decizia de respingere a cererii de acordare a unor facilități fiscale. Anexele 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 4. Primarul Comunei și Compartimentul de Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Comunei Timeș-Făget vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Deci e vorba despre acele facilități care se acordă celora care au suferit din cauza pandemiei. Care au avut întrerupere. Avem așa ceva la nivel de comună? Au fost afectați. Avem așa ceva la nivel de comună? Restaurante, baruri care au trebuit să fie. Care au depus. Vor depune, pentru că acum se aprobă procedura. Dar persoanele fizice care au stat în carantină? Și persoane fizice și persoane juridice. Asta e. Da, persoane fizice care au dat spații, contract de comodat, de închiriere, persoanelor juridice și acele persoane. Sau care au stat în carantină și angajate și având la un moment dat făcute împrumuturi la bănci sau ceva și le solicită. Aia este procedura de bani. Da, dar poate le solicită. Facilități. La impozite, la bugetul local. Bugetul local. Facilitățile astea cine le suportă? Bugetul local. Nu le suportă. Nu le interesează. Se acordă facilități. Se acordă. depinde când o să primească, da? Da, facilitățile astea sunt impozite și... Impozite și taxe la bugetul local. Supun la vot. Cine este pentru? Nu, dar e bine să știe și persoanele care au venit din străinătate, au vrut să se luați la domiciliu sau în carantină, ca să fie anunțate, că scutiți de la impozit. Pe perioada... Pe clădiri, pe teren, pe mijloace auto, da. Sunt toate formularele. Abia anul ăsta sau... Pe perioada pandemiei. Pe perioada pandemiei. Da. Adică total. Nu pe tot anul. Așa că n-ai cum pe tot anul. O lucra cu tot anul. Dar noi e puțin atunci. Dar dacă apare imediat octombrie și se dublează. Da? Deci nu mai aprobăm. Deci uitați, măsura, anularea dobânzilor, știți măsurile. În referatul de specialitate sunt specificate ce se anulează. Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020, inclusiv în cazul contribuabililor care la această dată au în sold atât obligații bugetare accesorii, cât și obligații bugetare principale. Măsura numărul 2, anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă cu scadența anterioară datei de 31 martie 2020 inclusiv. Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie inclusiv, dacă la această dată contribuabilul are în sold doar accesorii, iar obligațiile bugetare au fost stinse. Deci doar pentru accesorii, penalități. Penalități sau anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere, emisă ca urmare a inspecției fiscale sau verificării situației fiscale personale, care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență. Și facilitățile fiscale sunt aplicate și de alte autorități sau instituții publice care administrează obligații bugetare, în sensul că aceste entități anulează accesoriile pentru obligațiile bugetare pe care le administrează, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de ordonanța de urgență. Și contribuabilii care la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență beneficiază de eșalonare la plată, pot beneficia de facilitățile fiscale dacă îndeplinesc condițiile impuse de ordonanță, pe de o parte, iar pe de altă parte doresc și menținerea eșalonării la plată, ori dacă finalizează eșalonarea până la 15 decembrie 2020. Da. Am avut pe o firmă, Marian Forest. Da, au fost în 2019 cu termen până în octombrie. Nu și-au onorat eșalonarea și a pierdut. Da. Dar au obținut ce vroia. Alte, da? Nu. Ce obținut? Trebuia o autorizație de funcționare. Păi autorizația de funcționare se elibera în momentul în care el respecta eșalonarea de plată. Deci autorizație nu i s-a dat de către primărie. Nu obțin niciodată. Punctul numărul 6. Era. Normal era. Păi era și rindările. Era nivel de autorizație. Exploatare, nu? Dar proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de concesionare a unei parcele de teren, proprietatea domeniului public, județul Bacău, în suprafață de 2156 m², situată în localitatea Ghimeș-Făce, județul Bacău, în vederea construirii unei grădinițe. Având în vedere raportul de specialitate numărul 3597, din 17/6/2020, întocmit de către compartimentul tehnic-urbanist din cadrul aparatului de specialitate al primarului, referatul de aprobare numărul 3598, din 17/6/2020, a primarului Comunei Ghimeș-Făget, în temei a prevederilor articolului 129, 136, 139 și al articolului 196, alineatul 1, litera A, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, propun. Articolul 1. Se aprobă concesionarea prin licitație publică a unui teren aflat în domeniul public al Comunei Ghimeș-Făget, în suprafață de 2156 m², teren, având datele de identificare conform planului topografic, parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă taxa de concesionare anuală, preț, pornire la licitație în suma de... Stabiliți dumneavoastră în Consiliul Local. Articolul 3. Durata concesiunii este de 25 de ani, cu drept de prelungire cu încă jumătate din perioada concesionată inițial. Articolul 4. Destinația bunului concesionat este următoarea: construire, grădiniță. Articolul 5. Se aprobă studiul de oportunitate pentru concesionarea terenului, menționat la articolul 1, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 6. Se aprobă documentația de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică a terenului, conform anexei numărul 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 7. Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea prin licitație publică a terenului, conform anexei numărul 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 8. Se aprobă modelul de contract de concesiune, formularele și anunțul de participare pentru concesionarea prin licitație publică a terenului, conform anexei numărul 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 9. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2-a Cotet Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal, potrivit prevederilor legii 554/2004, privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 10. Primarul Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, va duce la îndeplinire prezentul proiect de hotărâre. Referitor la taxa de concesionare anuală, preț de pornire la licitație, să propuneți dumneavoastră. Aici vreau să întreb, terenul ăsta ne licitează? Asociația... Dar poate să liciteze oricine. Da, stați puțin. Ăsta se licitează pentru un anumit scop, nu? Da, numai grădinițe. Da? Și grădinița și copiii, a cui sunt? A comunei. Și atunci asociația plătește chirie, nu? Pentru că ne construiește o grădiniță pentru copiii noștri, nu? El din banul lui ne construiește ca copiii să meargă la grădiniță și ne mai plătește și... O taxă de concesionare. Dacă nu se poate fără o taxă, asociație eu am zis o sumă modică, care să reprezintă totuși o sumă, să fie o sumă. O să aparțină tot acum, nu? O să aparțină după 25 de ani, o să predeie, când o să amortizeze pentru ei, o să predeie comune, că n-are ce să facă. Pe terenul comune. Adică se face pentru noi, copiii noștri. Și tot trebuie să plătească. Ca să dăm în administrare, urmând ca după 2 ani de zile, când termină construcția, să o predea primărie, adică să intre în domeniul public. Dar eu asta am zis că m-am interesat și eu de treaba asta și am întrebat pe ei. Asta nu poate să facă până ce ei nu se amortizează valoarea clădirii, n-are cum să predea, că ei trebuie să justifice bani, înțelegeți? E până atunci până când nu explică. El o să dea în administrație pentru școala doamnei Ganca ca să administreze. Adică să mute, să facă, să... El o să facă o clădire care o să corespundă din punct de vedere PSI, de sănătate și de orice. O să predea școlii doamnei Ganca ca să administreze. Administratorul o să fie școala doamnei Ganca. O să mută în spate copiii mici, adică grădinița și... domnul Oldeanu, administrația se dă pe gratis sau trebuie să... Nu, se dă pe gratis. Contractul de administrare se dă gratuit. Gratuit. Adică eu am zis, eu propun totuși o sumă, să nu fie o sumă modică de, nu știu, 200, 300, 400 de lei, pe an, că nu este o sumă imensă. Normal să intru să fie legal. Înțelegeți? Și atunci că... să fie concesiune și după ca să nu fie discuții. Eu am zis, îmi exprim părerea, adică eu am zis sub 300 de lei. Noi mai cerem și bani, nu? Face pentru noi și noi mai cerem și bani. Haideți, domnilor, să știți de lei. Da, dar să nu fie observ. Știi cum sunt legile la noi aici? Eu am zis o sumă de 300 de lei sau 400 de lei, cel ce domnul consilier. Sunteți de acord? Simbolică, legea ce permite. Cât de puțin. Deci în administrare și școala Doni Gherghe este în administrare dată de către Consiliul Local. Pe toate școlile. Deci toate școlile, toate construcțiile sunt ale Consiliului Local. Păi da, dar ăsta o să fie... La niciunea nu e făcut. Protocol. Prin protocol sunt date. Există protocol între școli și primărie. Pe toate școlile așa, de pe toată... Nu știu, dar cred că acum au făcut, că acum 2 ani trebuia revizuit ce trebuia și n-aveam niciun act ca să fundamenteze treaba că ei trebuie să fie rezolvare. N-au niciun proces verbal care... De ce 300 de lei? O întrebare, firma asta, asociația asta? Da. Doar locația asta nu vrea. Aici am venit la Chimeș. S-a făcut un studiu în comună de unde vin cei mai mulți copii la grădinița respectivă? Domnul, fiți atent aici. Știți de ce a ales locația asta? El este sprijinit de Guvernul Ungariei. El trebuie să-și prizinească cum ar veni școala maghiară. Înțelegeți? Dacă acolo nu încape elevii care sunt acolo, adică nu elevii, copiii mici, și este pornit și o nopcăzi, cum să le mai exprimai, clar. Cu program prelungit stau până la ora 5. Nu mai în cap. Avem momentan 20 de copii care aduc. Avem copii și de la Palanca, avem copii și de la Făget. Că acolo nu contează ce naționalitate are. Și nu în cap acolo, înțelegeți? De aia am cerut noi ca să ajute, ca să facem una nouă, ca să încape acolo. Și atunci o să aibă clădirea respectivă, că la școala aia deja este programul ăla de un care caldă în fiecare zi, la fiecare elev. Acum umblă la restaurant. Multe autocare, memeie pe jos, cară de la Făget, nu știu ce. Acolo, în clădirea respectivă, o să aibă și cantina. Și cantina, înțelegeți. Și atunci nu mai trebuie să plimbă elevii de acolo pentru la masă, la restaurant sau la genii. De aia s-a gândit, așa a fost gândit, ca să fie acolo. Nu din altă. Documentația cadastrală în regulă, tot... Așa am înțeles că da. O întrebare. Se construiește grădinița, se pune în funcțiune. Anual, costurile. Cu bunuri și servicii, cu personal. Cine le va suporta? Nu. Școala Doni Gherghe. Că dacă din școala din față se eliberează 2-3 clase și se duc în spate aceeași învățătoare sau aceeași personalul să lucreze în spate, dar nu lucrează în față, lucrează în spate, înțelegeți? Acum ce o să intre o cheltuială în plus, o să intre iluminatul și încălzirea. Da. Dar nu avem ce să facem, dacă vroiam să facem în față ca să mărim și avem deja autorizația, adică școala Doni Gherghe are autorizație pentru un program prelungit, avem de 35 de copii. Acum nu putem să ne încadrăm că spațiul nu ne permită mai mult de 20 de copii. Și avem cereri. Adică nu că zicem că o să fie. Nu, avem cereri depuse deja acolo, din comună, care ar lăsa până la ora 5 sau 4 copii acolo. Că este un beneficiu totuși. Care lucrează, care umblă la serviciu, e bun pentru treaba. Dacă mai sunt și alte întrebări referitor la acest proiect, am întrebat de documentația cadastrală. Fără la niciodată. Da, este făcută, există. Trebuie să facem dezmembrare. Dezmembrarea a fost aprobată în luna aprilie. Da. Supun la vot cine este pentru. La proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului, dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, cod Smith 126924. Având în vedere raportul de specialitate numărul 3599 din 17 iunie 2020, întocmit de către compartiment de specialitate din cadrul UAT Ghimeș-Făget, referatul de aprobare numărul 3600 din 17 iunie 2020 a primarului Comunei Ghimeș-Făget, adresa numărul 1131 din 25/2/2020 de la MMPS, prin care ni se comunică aprobarea protocolului de colaborare, în temeiul prevederilor articolul 129, 136, 139 și 196 alineatul 1 litera A din OUG 57/2019, privind codul administrativ, propune. Articolul 1. Se aprobă asocierea implementării proiectului dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, cod Smith 126924, axa prioritară 4, incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivele specifice 4, 5, 4, 6, 4, 10, finanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020. Articolul 2. Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și UAT Ghimeș-Făget, județul Bacău, și se împuternicește domnul Hăineală Valentin Vasile, viceprimar cu atribuții de primar al Comunei Ghimeș-Făget, să semneze protocolul de colaborare anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 3. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția a doua civilă și de contencios administrativ și fiscal, potrivit prevederilor legii 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 4. Primarul Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, va duce la îndeplinire prezentul proiect de hotărâre. Numai un pic mă întorc la punctul 6. Cât s-a stabilit taxa de concesiune până la urmă? 300. Nu vreau să trec acolo. Și mai trebuie să desemnați din partea consilierilor locali 2 membri care vor face parte din Comisia de Licitație. 2 consilieri locali. Domnul Suciu la Bucur. Și ne-au buchet. Cine este pentru? Aici mai obligațiile primării. Ce prevede protocolul de colaborare? Care sunt obligațiile unității administrativ-teritoriale? Asigură sprijinul necesar pentru implementarea proiectului prin acordarea accesului la informațiile, resursele și procesele relevante pentru activitățile proiectului. Realizează demersurile prevăzute de legislația în vigoare pentru obținerea acreditării serviciului public de asistență socială și a licenței de funcționare pentru serviciu de asistență comunitară. Asigură încadrarea asistentului social cu cel puțin 2 ore în organigrama Serviciului Public de Asistență Socială, completând în fișa postului atribuțiile specifice proiectului stabilite în documentul cadru anexat prezentului protocol. Realizează activități de informare la nivelul comunității pentru ca un număr cât mai mare de persoane vulnerabile să beneficieze de serviciile oferite de SPAS pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale. Realizează atribuțiile privind inițierea, coordonarea și monitorizarea măsurilor de combatere a sărăciei și excluziunii sociale, potrivit legislației în vigoare, legea numărul 292/2011 și regulamentul cadru de funcționare și organizare și funcționare a SPAS, aprobat prin HG 797/2017, privind implementarea instrumentelor de lucru distribuite în cadrul proiectului. asigură condițiile necesare pentru funcționarea serviciului de asistență socială prin punerea la dispoziție a unui spațiu de lucru optim cu acces la utilitățile generale. Transpune rezultatele proiectului în modul de implementare a atribuțiilor pe care le are, potrivit legii, de a iniția, coordona și monitoriza măsurile de combatere a sărăciei și excluziunii sociale. Permite și facilitează accesul asistentului social, tehnician în asistență socială, la programe de instruire conform planului de instruire elaborat în cadrul proiectului. Se angajează ca în acord cu cadrul legal în vigoare la momentul respectiv, să facă demersurile necesare în vederea asigurării sustenabilității serviciilor utilizate de spas. În acest fel, activitățile acestui serviciu vor putea continua la nivelul comunității și după încheierea perioadelor de implementare a proiectului și de finanțare a acestor servicii. Colaborează permanent cu unitatea de management a proiectului, MMPS și ANFIS, și răspunde cu celeritate tuturor solicitărilor acestora. Acordă sprijin unui număr de cel puțin 100 de persoane ce aparțin grupurilor. Da, de ce pentru amânare în vederea găsirii locației? Cine e împotrivă, că împotrivă, dacă e, imediat trece la amânare. Da. Doamna președinte. Deci cine e pentru, cine e? Cine este pentru proiectul de hotărâre? Doi. Cine este împotrivă? Abține. Cine se abține? Deci, doamna președinte, eu deci aș zice pentru amânarea proiectului, că nu suntem împotriva proiectului sau a abținerii. Deci pentru amânare proiectului, pentru a găsi spațiu, ca să-l analizăm împreună cu toți consilierii, deci pentru amânare, nu pentru supunere la vot, ca să nu fie interpretat altfel. Numai pentru amânare. Deci numai pentru amânare. Găsirea spațiu și mai multe. Deci să găsim spațiile și resursele. Și personalul trebuie. Cine este pentru amânare? De unde personal? De unde eficiență? Deci să funcționeze. Da. Are nevoie de personal. Da. Deci... Da, proiectul de hotărâre nu mai... Da, aici nu. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării investiției, modernizarea sistemului de iluminat stradal în comuna Ghimeș-Făgea, județul Bacău. Da, dacă îmi permiteți aici, pot să vă spun că e un proiect pe care l-am putea derula. Ar fi undeva la 700 de corpuri de iluminat pe raza comunei care am putea să le punem. Numai că la acest proiect să știți că trebuie să terminăm documentația care o avem, de exemplu, cu spațiile verzi, nomenclatorul stradal, pentru ca să putem merge mai departe cu acest proiect. Dar eu consider că vom putea găsi soluția ca să treacă și nomenclatorul stradal. Voi propune pentru ședința viitoare. Deci dacă sunteți de acord cu acest proiect acum, va trebui să continuăm demersurile mai departe ca să putem. 700 de corpuri de iluminat înseamnă aproape toată raza comună. Corect. Inclusiv și satele. Păi, vorbesc de sate deja. Am o întrebare aici să știm și noi ceva clar. Care este prețul care trebuie să dăm noi? Adică care este valoarea investiției pe total și care este acordul nostru care trebuie să dăm? E o măsură deschisă pe fonduri europene și, deci, o măsură deschisă, da, și pe urmă vom vedea care ar fi, dar nu e, deci e vorba, așa, pe urmă, dacă e. Ce scrie acolo? Deci, contribuția financiară proprie aferentă cheltuielor eligibile în cuantum de 17.179,54 lei. 17.000. Iar valoarea totală a investiției este 980.962,20 de bani, fără TVA. 980.962, fără TVA. Adică 9 miliarde 800 plus TVA, nu? Și 184.927 TVA. 9 miliarde? E vorba de 18%, mi se pare. Aproximativ 18% din valoarea totală, 18% trebuie să contribuim noi. Și zic că TVA-ul plătim noi, da. Pe o parte. Ce contribuim noi? Contribuim cu 17.000 de lei și ăsta nu TVA-ul. Nu, 17.000 total inclusiv TVA. 15.650. Asta e inclus TVA-ul, 17.000 e inclus TVA-ul. E inclus TVA-ul. La 10 miliarde, totuși e 2 miliarde TVA-ul, dacă trebuie să plătim. La 17.000 ăsta e inclus TVA-ul. E inclus TVA-ul. 1.520. Și aici se încadrează toate ulițele, nu? Păi, când am zis de extindere, nu am vorbit de altceva decât despre sate, nu? Vorbim despre... Toate satele... Asta merită că... Deci, avem deja făcute măsurători pe fiecare stâlp, că trebuie să ridice măsurători și deja avem ridicate măsurători. Deci TVA este doar 1.520, pentru că cheltuielile, din o mare parte, sunt comisioane care nu sunt cu TVA. Da. Comisioane, taxe, aferente ISC și nu sunt purtătoare de TVA. Pentru documentare. Dar în total, 17.179 este cofinanțarea din venituri proprii. Și asta se include pe fiecare stâlp sau pe fiecare noastră? Noi am făcut pe fiecare stâlp. Și ați făcut impactul care este consumul, adică s-a făcut consumul cât trebuie să plătim pe lună. Consumul obligatoriu e mai mic, pentru că e vorba de tot despre corpuri pe vadă de LED. E 22 W, nu am mici. Ideea e vorba de străduțe, e vorba de... Deci, de exemplu, pe zona de centru s-au mers cu alea mai, nu știu chiar mai mari, dar cu alea mai mari. Dar trebuie important să avem iluminat, nu chiar... Să citești. 5 ani. Da, corect. Deci, așa ni s-a făcut oferit. S-a propus... Dar v-am spus, o să revin la fel pentru ca să putem înainta documentația cu proiectele alea la alte ca să... Pe raza comune să putem... Dar supun la vot cine este pentru acest proiect. Ce proiect o să le vin? Cu proiectul cu nomenclatorul stalar. Dar nu s-a votat ăla? Nu a trecut. Ah, vreau. Se mai poate schimba ceva? Mai adaugăm o floră. Proiect de hotărâre numărul 1. Să ne schimbăm noi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2020, având în vedere raportul de specialitate numărul 3603 din 17/6/2020 întocmit de către compartimentul de specialitate SVSU din cadrul UAT Ghimeș-Făget, referatul de aprobare numărul 3604 din 17/6/2020 a primarului Comunei Ghimeș-Făget, adresa numărul 110836 din 0306-2020 de la ISU Bacău, prin care ni se comunică obligativitatea aprobării planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2020. În temeiul prevederilor articolului 129, 136, 139 și 196 alineatul 1 litera A din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ, propune. Articolul 1. Se aprobă planul pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2020. Articolul 2. Se aprobă planul pentru asigurarea cu materiale necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2020. Articolul 3. Se aprobă planul pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2020. Articolul 4. Sumele menționate în anexa 3 reprezintă sume preconizate a se aloca în 2020 pentru gestionarea eventualelor situații de urgență, precum și pentru achiziționarea de materiale necesare. Articolul 5. Anexele numărul 1, 2, 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 6. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2 civilă și de contencios administrativ și fiscal, potrivit prevederilor legii 554/2004, privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 7. Primarul Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, va duce la îndeplinire prezentul proiect de hotărâre. Avem referatul de aprobare, raportul de specialitate, anexa numărul 1 cu localizarea și stingerea incendiilor, SDS-ul 14, necesar, existent, 100% grad de asigurare. Sumele pentru protecția populației 10.000 de lei, localizarea și stingerea incendiilor 25.000, total 35.000 de lei. Și adresa de la... Opresc ședința cumva? Nu. Consiliul Văcău o să participe. Deci suntem obligați ca să înființăm. Planul ăsta se aprobă anual. Deci sumele astea ce înseamnă se plătește de către... Din bugetul local. Sunt preconizate. Da, păi avem serviciu și trebuie să... Total pregătit. Deci, ca să poată funcționa, acum suntem, na, de undeva de la început. Și sunt lucruri necesare pentru ca să, serviciul să devină funcțional. Supun la vot? Domnul consilier, nu sunt toți. Domnul consilier, avem supunere la vot. Da, supuneți la vot, doamna președinte. Cine este pentru proiectul de hotărâre? Sunteți de acord cu o pauză de 5 minute? Nu, nu, dă-i mai mult. Dă-i mai mult? Da, da. Mai avem două puncte. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii elevilor de la clasele 5 până la 12, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2019-2020. Având în vedere raportul de specialitate numărul 3605 din 17/6/2020 întocmit de către compartimentul de specialitate din cadrul AT Ghimeș-Văget, referatul de aprobare numărul 3606 din 17/6/2020 a primarului Comunei Ghimeș-Văget, adresa numărul 598 din 11/6/2020 înaintată de către Școala Gimnazială Domnului Gărdei și adresa înaintată de către Liceul Tehnologic Văget, în temeiul articolul 129, 136, 139 și al articolului 196 alineatul 1 litera A din OUG 57/2019 privind codul administrativ, propune. Articolul 1. Se aprobă acordarea sumei de 23.600 lei pentru premierea elevilor din Comuna Ghimeș-Văget care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2019-2020, conform anexelor numărul 1 și 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția a 2-a civilă și de contencios administrativ și fiscal, potrivit prevederilor legii 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 3. Primarul Comunei Ghimeș-Văget, județul Bacău, va duce la îndeplinire prezentul proiect de hotărâre. O să dau cuvântul domnului primar, care știe... Da, aici e vorba despre elevii care au avut rezultate bune la învățătură, adică de la nota 9 și nota 10. La un moment dat, premiul va fi începând din 25 în 25 de timp, deci la 9 va fi 100 de lei, la 9.25 va fi suma de 150, la 9.50 va fi suma de 200, la 9.75 250 și 10 300. Da, aveți acolo. Da. Așa, puteți să ne spuneți, vă rog, dacă cât copii avem cu media 10? Cu media 10 sunt 8. La Liceul Tehnologic. Media 976-999 sunt 25, 951-975 15, 926-950 19, 9, 9, 25, 14, la Liceul Tehnologic, chiar la școala Doamnei Gheorghe, cu media 10 un copil, 9, 7, 6, 9, 9, 9, 15, 9, 51, 9, 75, 12, 9, 26, 9, 53, 9, 9, 25, 8. Cu această ocazie, să știți că eu zic că ar merita din partea noastră niște aplauze, că copiii n-au putut să facă nici sfârșitul de an școlar, cum a fost cu pandemia, și ar merita niște aplauze din partea noastră. Felicitări pentru cei cu rezultate bune la învățătură. Și toți copiii din toate clasele, și mai mici și mai mari. E vorba despre copiii 12 care au note. Restul până acolo, 5, să dau numai 5, 8, nu, 5, 12. Părerea mea pentru cei care evaluare, pentru cei care evaluare. Dacă sunt întrebări, 23.000. Avem calcule făcute. Sunt bani în buget? Da, la așa ceva, la atât am găsit. Presupune și o rectificare de buget. Comisia 1 a avizat? Am găsit o... Comisia 1 a avizat. Totul supun la vot, care este pentru? Să așteptăm sau ce? Nu mai interesa apoi și să fie da. Dacă s-au găsit bani să organizăm... Eu nu înțeleg de unde sunt bani, dar azi a venit doamna Telcă, a fost și eu acolo, că parchetul s-au dat acolo, de unde mai scoatem? Iau și 150 de bani și pentru parchetul ăla rămâne. Banii ăștia, că 100 de lei se duce. Nici nu valorează nimic. Trebuie, pentru ăsta, dar rămâne. Domnilor consilieri, dacă cum s-au găsit bani și să găsești și o să avem în continuare, vă rog frumos, acordați-le și la copii premiile astea. Nu vă împiedicați. Nu, dar trebuie o situație financiară, domnul viceprimar. Trebuie să avem, totul aprobăm, dar bani n-avem. Pentru Drum Tărhăuș trebuie, pentru Ilma trebuie, pentru școala de la Dimeș trebuie. Avem bani sană. Data trecută, că doamna contabil a zis că n-avem, că dacă nu trebuie să ia la 2 milioane de la cetatea Racu. Domnul consilier. Așa eu zis doamna contabilă, domnule, vorbesc ce eu zis doamna contabilă. Ideea e în felul următor. Deci, dumneavoastră ați fost făcut atunci un calcul și a spus că e vorba despre 1 miliard în comisie. Deci am spus, acum s-a făcut calculul, s-a ajuns la suma care, ce s-a citit aici, e vorba de premii și se dă pe fiecare elev, se dă nominal. Deci s-au făcut un calcul nominal pe elev. Pentru toată lumea trebuie să dăm dacă avem bani. Am înțeles. Dar dacă nu avem bani, trebuie să gospodărim așa pe el ca să avem bani. Eu vă spun că sunt bani pentru așa ceva. Pentru copii. Nu e vorba de cheltuială, domnul consilier. Din punctul meu de vedere, dacă s-a dat 700 de milioane pentru organizarea târgului de Crăciun, unde au venit niște persoane străine din comuna noastră să-și promoveze produsele, foarte de acord. Asta e punctul meu de vedere. Dar atunci așa 200 de milioane... Dacă nu, domnilor consilieri, facem donație și de la noi și să adună, să vedeți că se adună la suma asta. Haideți să punem mâna, să donăm banii care îi primim pe 2 ședințe și o să vedeți că se adună suma. Referitor la asta puteți să faceți ședință și în mai, ca să... Eu am venit la un moment dat pentru că ni s-a cerut în ședință să venim clar cu suma, cu copiii care sunt încheiate mediile. Deci... Deci, doamna președinte, mai supuneți la vă și sunt pentru și... Cine se abține? Vă mulțumesc frumos. Deci vreau să vă aduc la cunoștință că să știți că abținerea vreau să o văd clar. Pe care e motivul care vă abțineți? Eu am prezentat. La ședință de data trecută am chemat pe doamna Dovdabilă și eu zis că nu sunt bani. Ăsta e singurul motiv. Și avem încă mulți bani de cheltuit. Pe multe proiecte trebuie să adunăm, am zis câte proiecte avem, ce trebuie să fac, drumul Tărăuși. Iar sunt niște bani. Domnul consilier, până acum asta era problema, că de ce nu se fac proiecte? Dar nu e problema, vreau să vă spun... Să avem bani, să avem bani, domnul viceprimar. Să avem bani, nu ridicați tonul la mine. Să avem bani. Nu ridicați tonul. Dacă nu avem bani, de unde facem? Nu ridicați tonul la mine. Nu ridicăm, viceprimar, nu ridicăm. Dacă avem bani, motivăm, putem face toate. Da, am spus că sunt bani pentru așa ceva. Eu n-am zis altceva. Am spus că sunt bani. Și vreau să vă spun, dumneavoastră, indiferent că vă abțineți împotriva copiilor din comunitatea noastră. Tabletele spre... Am aici în față la diverse, pun și treaba asta, nicio problemă. N-am fost împotriva la nicio problemă. Am spus. Deci o să merg, o să găsesc o soluție de a face... Deci donație cumva din comuna asta, pentru că din partea Consiliului Local nu a fost bunăvoință. Dar, domnul primar, acordați-le cărți. Ascultați-mă un pic, ascultați-mă un pic. Deci noi am decis acum să acordăm bani, sumele de bani pentru copii. E vorba că și copiii, dacă primește un leu în mână, și cred că fiecare știe ce să facă cu el sau să bucură de el. Nu e o sumă așa mare. Nu e o sumă așa mare. Și mai mult. Puteam acorda burse copiilor cu probleme. Nu s-a cerut nicio situație. Acolo e problema. Ascultați-mă un pic. Am zis nu? Ați propus cumva și am spus nu la așa ceva? Au venit solicitări din partea școlilor. Ascultați-mă, la chestia asta au venit solicitare. Dacă va veni al doilea val de pandemie, nu știu cum ne vom descurca atunci. Să cumpărăm tablete, să asigurăm ce este necesar, cu dezinfectanți, cu materiale de curățenie, cu lemne de foc. Ascultați, vor fi alte probleme. Cu lemne de foc școlile. Nu sunteți în stare să treceți proiectele pe ordinea de zi care sunt propuse spre binele comunității. Dacă nu suntem în stare, sunteți să rezolvați dumneavoastră, domnul viceprimar. Nu trebuie să rezolvați dumneavoastră, că știți să rezolvați, rezolvați. Nu există cu știri. Dacă noi nu suntem, dacă Consiliul Local nu e în stare, atunci să fiți dumneavoastră în stare. Ei, mulțumesc. Că dacă ați zis că Consiliul Local nu e în stare. Păi de ce spuneți că nu suntem în stare? Dar dumneavoastră ați zis că nu sunteți în stare. Păi așa ați spus și dumneavoastră. De ce ați vorbit atunci în numele meu? Nu este nevoie de ceartă. Fiecare decide. Am spune părerea. Am votat. Trecem la următorul punct. Da. Cheltuielile pentru accesele. Doamna secretar, vreau să vă spun, restul consilierul Rungu a dispărut. I-ați învoit dumneavoastră? Da, s-a învoit de la mine. Păi, dar în timpul ședinței nu i-am văzut pe nimeni să ridice în sus, că se prezinte, că dacă pot să plece la ședință. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielor pentru accesele în gospodării din cadrul proiectului Modernizare Drum Comunal DC-142 Tărhăuș. Analizând temeiurile juridice, respectiv legea 273 pe 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, articolul 108, litera A, articolul 298, articolul 362, alineatul 1 și 2, articolul 139, alineatul 3, litera G, ale OUG numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ, ținând cont de raportul de specialitate numărul 3610 din 17 iunie 2020 întocmit de către compartimentul de specialitate din cadrul ATGHI Nășfăget, referatul de aprobare numărul 3611 din 17/6/2020 a primarului comunei Ghi Nășfăget, în temeiul prevederilor articolului 139 aliniatul 1, coroborat cu articolul 196 aliniatul 1 litera A din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 pe 2019 privind codul administrativ, Cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Timișloget adoptă prezent proiect de hotărâre. Articolul 1. Se aprobă cheltuielile pentru accesele în gospodării în cadrul proiectului Modernizare Drum Comunal DC-142, Târhăuși, cheltuieli ce vor fi suportate integral din bugetul local al comunei. Articolul 2. Pentru suma de 150.000 de lei necesară acoperirii cheltuielor, se modifică lista de investiții, implicit bugetul de venituri și cheltuieli, prin transferul de la obiectivul de investiții, reconstruirea fostului punct vamal Cetatea Rapoții, Comuna Ghineș-Văger, județul Bacău, la obiectivul Modernizare Drum Comunal DC-142 Târhăuși. Articolul 3. Valoarea totală a cheltuielor suportată din bugetul local este de 151.921,10 lei, rezultat astfel. Sunt 110 podețe, 386,03 placă de beton armat, cu 19% TVA, 459,37 lei per placă. Se vor așeza câte 3 bucăți de plăci la fiecare intrare, gospodărie, deci 459,37 cu 3 bucăți pe podeț, 1.378,11 lei per podeț. Ori 110 podețe, 151.921,10 bani. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția a doua civilă de contencios administrativ și fiscal, potrivit prevederilor legii 554 pe 2004, privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 5. Primarul Comunei Ghineș-Văger, județul Bacău, va duce la îndeplinire prezentul proiect de hotărâre. Dacă sunt întrebări... Deci s-a venit cu oferta, s-a stabilit... Da, s-au făcut calcule. Când s-a făcut proiectul respectiv, n-a fost trecut și accesul spre gospodării... Intrările către proprietăți nu erau eligibile. Deci intrările către proprietăți nu erau eligibile. Dar erau prinse în proiect? Nu, dar nu au fost eligibile. Pentru că nu e eligibil. Nu au fost prinse deloc? Atunci... Nu au fost prinse. Da. Podețele oamenilor despre care e vorba, alea nu sunt pe domeniul primăriei, public. Pe domeniul public, dar accesele către proprietățile fizice nu erau eligibile. Așa au fost și proiectul ăsta, dar eu înțeleg, până acum a zis că sunt bani. Acum, de ce trebuie luat pentru banii ăștia? Să luăm de la Rapoții atunci dacă noi avem bani. Pentru că, momentan, avem proiecte în derulare. Dar fiecare proiect în derulare, de exemplu, acum trebuie să rezolvăm și problema asta. Când va ajunge problema Rapoții, rezolvăm problema Rapoții. Deci sunt proiecte în derulare. Dacă acum nu le facem, degeaba le facem la anul. Dacă sunt bani, dacă nu sunt bani. Dacă luăm de la Rapoții, de 3 ani de zile iarăși. La Cetatea Rapoții nu se ia toți banii. Cetatea Rapoții e prinsă pentru un proiect european și când se va termina licitația, bineînțeles că ne vom axa pe Cetatea Rapoții. Autorizația avem. Era licitație, era... Deci s-a rezolvat toată documentația la Cetatea și am spus că proiectul e depus printr-o măsură prin fonduri europene. Ministerul a fost câștigat. Data a fost câștigat. N-a fost câștigat proiectul de la Rapoții. Au expirat toate avizele. De ce mai trebuie să depunem? Toate avizele s-au expirat. S-au reînnoit toate avizele. Atunci a fost problema cu expirarea autorizației. Trebuia avizul de la CULP? S-a obținut? S-a obținut toate. Și acum există certificat de urbanism? Da, e depusă documentată. Nu am spus tot documentație depusă pentru... Mai sunt întrebări? Supun la vot. Deci comisia nu a dat avizul în comisie pentru că nu erau toate calculele făcute. Deci așa a rămas în comisie să se aducă până la ședință documentația și... Adică să se aducă valoarea fixă pe Nu putem amâna până la ședința următoare? Nu. Deci dacă o amânăm până la ședința următoare, dânsul trebuie să se apuce de... Deci trebuie să aibă clar dacă face podeții, dacă nu-i face, dacă o să amânăm, dânsul nu o să mai poată face podeții. Constructor. Deci el trebuie să se apuce de șansuri și trebuie să știe clar. Nu știu, banii ia, îi pune înapoi. Nu știu ce puteți, fiecare decide atunci cum își face, pentru că nu poți să-i impui. Tu ai și aici. Pentru asta rămâne, mă, că a rupt, mă. Dar de asta zic, că acolo și așa rămâne. Se face după, e. Trebuie făcut. Hai tu să faci calul. Pe urmă o să fie o problemă. Drumul de la Căruși e foarte îngust. Dacă apărem cu tot felul de podețe pe marginea drumului, o să fie foarte dificilă. Dezăpezirea. Poate unul pune un podeț de oameni. Unul pune din beton, altul pune din fier. Dar supun la vot și este pentru... Îi puneți la vot. Pentru. O să fac... Cine tu vrei? O să fac. Cine se abține? Două. Vrei. Vrei să se facă. Intrări vă dau. S-a trecut sau nu trecut? Păi suntem 11, 8, 7. Suntem 11. 8 se trece. Nu. 30. Ajunge, nu? 30. Trebuie făcut. De unde e bani de acolo? Nu luăm. Problema e că nu se oprește niciun proiect. Deci e clar treaba asta. Deci trebuie să punem proiectele în derulare, trebuie să le punem prioritate. Trebuie să făcut orice față după aia. Facem podul, nu mai sus, nu mai jos. Nu mai pune lemne și au pune... Dar am văzut de la Richitit, de exemplu, fiecare face. Unul pune un cub mai mic, unul mai mare, unul pune cu lemne, și așa se facă la fiecare pod. Să avem podul care am făcut. Toate s-au fondat și am făcut deja apărut pe acolo. Unul pune un mic, cealaltă pune un mare, unul se poate înăuntru. Dar și șanțele ar trebui treținute. Când vine și tot dezăpeze, tot de la față le rupe. Așa e. Trebuie făcut. Ce să mai s-a investit atâtea miliarde de... Dar proiectul numărul 12? Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului regiei publice locale, Consiliul Ghimeș-Roget era. Având în vedere raportul de specialitate numărul 3699 din 22 iunie 2020 întocmit de către compartimentul de specialitate din cadrul UAT Ghimeș-Făget, referatul de aprobare numărul 3600 din 22 iunie 2020 a primarului Comunei Ghimeș-Făget, adresa numărul 3698 din 2206-2020 de la Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale OSEI Ghimeș-Făget era, potrivit prevederilor, legea numărul 46/2008 privind codul Silviu, cu modificările și completările ulterioare, ordinul MAPDR numărul 198/2009 privind aprobarea procedurii privind constituirea și autorizarea ocoalelor silvice și atribuțiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare, articolul 129 din OUG 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, legea numărul 15/1990, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, ordonanța de urgență numărul 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor articolul 129. Articolul 136, 139 și 196, liniatul 1, litera A, din OUG 57/2019, privind codul administrativ, Consiliul Local propun. Articolul 1. Se aprobă statutul regiei publice locale Ocolul Silviu Ghimeș-Făget era, conform anexei numărul 1. Articolul 2. Cu data prezentei hotărârii se aprobă orice alte dispoziții contrare. Articolul 3. Se împuternicește doamna Hotoroacă Mihaela în calitate de președinte al Consiliului de Administrație cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri. Articolul 4. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția a doua civilă și de contencios administrativ și fiscal, potrivit prevederilor legii 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare. respectându-se procedura prealabilă. Articolul 5. Primarul Comunei Chimeș-Făge, județul Bacău, va duce la îndeplinire prezentul proiect de hotărâre. Citesc statutul regiei publice locale. Capitolul. Nu, asta înseamnă, sunt mai multe proiecte. Nu, atâta este unul. Dacă nu vreți să semnați, să retragem de pe ordinea de zi. Dar acum îmi spuneți că nu semnez? Retragem de pe ordinea de zi, vă rog frumos. Proiectul ăsta? Da, cu statutul. Cine este pentru retragere? De ce retragem? Domnul primar nu semnează ca și inițiator al proiectului. Dar n-am zis că nu-l semnează, am zis că-l semnez după ședință, asta l-am spus, doamna secretar. Dacă acum mi l-ați adus că să-l semnez. La mânăm pentru ședință, mă pare. Vă rog, mă rog. Normal, statutul ar trebui aprobat să funcționeze. Dacă citiți în statut, sunt multe lucruri care împiedică funcționarea ocolului silvic. Și îndeplinirea atribuției. Nu cred că domnul viceprimar să nu semneze dacă e inițiatorul proiectului. Dacă e cineva e inițiator, nu cred că să nu semneze. Corect, domnul. Atunci, vă rog, domnul viceprimar, semnați ca să citim proiectul și să... Citiți-o, domnul. Articolul 1. Denumirea regiei publice locale este ocolul Silvic, Chimeș-Făge, Terau. Putem să facem citiți și ajungeți la un articol care aici și prevede. Și Consiliul Local poate adăuga încă. Și când ajungeți acolo, zicem o părere, notați, mergeți mai departe, dacă sunteți de acolo. Sigur că da. Bine, vă mulțumesc. Atunci dau citire? Da. Deci, denumirea regiei publice locale este ocolul Silvic Chimeș-Făge Terau. Articolul 2. Ocolul Silvic Chimeș-Făge Terau este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, exercitând și atribuții de serviciu public cu specific Silvic, care a fost înființat în baza prevederilor legii nr. 46/2008, Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare a ordinului nr. 198/2009. Al NEA-PDR privind aprobarea procedurii privind constituirea și autorizarea ocoalelor silvice și atribuțiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizarea și funcționarea, precum și conținutul Registrului Național al Administratorilor de Păduri și al Ocoalelor Silvice, ale legii nr. 15/1990, cu modificările ulterioare, de către proprietarii suprafețelor de fond forestier și pășuni împădurite, unități administrativ-teritoriale ca membri asociați, Ordonanța de urgență 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată și aprobată prin legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență 57/2019 privind codul administrativ și alte reglementări specifice. Articolul 3. Sediul ocolului Silvic Chimeș-Făge Terau este în satul Făget, comuna Chimeș-Făge, județul Bacău, putând fi schimbat prin hotărârea organului de conducere al regiei. Capitolul 2. Scopul, părțile și obiectul de activitate. Articolul 4. Regia publică locală ocolul Silvic Chimeș-Făge Terau are ca scop gospodărirea durabilă și unitară, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice și ale normelor de regim silvic, a fondului forestier avut în administrare, în vederea creșterii contribuției pădurilor la îmbunătățirea condițiilor de mediu și la asigurarea economiei naționale cu lemn, cu alte produse ale pădurii și cu servicii specifice silvice. Regia publică locală ocolul Silvic Chimeș-Făge Terau este constituit în vederea administrării fondului forestier și a pășunilor împădurite, proprietate publică a Comunei Chimeș-Făge. Regia publică locală, ocolul Silvic Chimeș-Făge Terau, are ca domeniu principal de activitate silvicultura, cod caiet 021. Activitatea principală 0210, silvicultură și alte activități forestiere. În acest scop, regia publică locală, ocolul Silvic Chimeș-Făge Terau, aplică strategia națională în domeniul silviculturii, acționând pentru apărarea, conservarea și dezvoltarea durabilă a fondului forestier, pe care îl administrează pentru recoltarea și valorificarea prin acte și fapte de comerț a produselor specifice fondului forestier administrat, potrivit prevederilor legale, în condiții de eficiență economică, exercitând și atribuții de serviciu public cu specific silvic. Ca activități secundare, regia publică locală Ocolul Silviu Ghimeș-Făgec era desfășoară cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase, cultivarea altor plante din culturi nepermanente, cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase, cultivarea fructelor, arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferelor și altor confructiferi, cultivarea fructelor oleaginoase, cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor, cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic, cultivarea altor plante permanente, cultivarea plantelor pentru înmulțire, creșterea altor animale, activități auxiliare pentru producția vegetală, activități după recoltare, pregătirea semințelor, vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii, exploatare forestieră, colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană, activități de servicii anexe silviculturii, acvacultura în apă dulce, prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor, fabricarea parchetului ansamblat în panouri, fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmpărie pentru construcții, fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împlătite, fabricarea altor produse manufacturiere, repararea altor echipamente, instalarea mașinilor și echipamentelor industriale, lucrări de construcții și clădiri rezidențiale și nerezidențiale, construcții de poduri și tuneluri, lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide, lucrări de construcție a altor proiecte inginerești, lucrări de demolare a construcțiilor, lucrări de pregătire a terenurilor, lucrări de tâmplărie și dulgherie, lucrări de pardosire și placare a pereților, lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții, alte lucrări speciale de construcții, intermedieri în comerțul cu materiale lemnos și materiale de construcții, comerț cu ridicata al material lemnos, materiale de construcții și echipamente sanitare, comerț cu ridicata nespecializat, transportul rutiere de mărfuri, servicii de mutare, facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată, parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, alte servicii de cazare, activități de întreținere peisagistică, activități ale altor organizații. Produsele specifice fondului forestier, precum și celelalte bunuri care se recoltează, se prelucrează și se valorifică din fondul forestier administrat, proprietate a UAT Ghimeș-Făget, de către Ocolul Silviu Ghimeș-Făget PRA, pentru care se efectuează prestări de servicii cum sunt: masă lemnoasă pe picior, provenită din tăieri de produse. Având în vedere că o parte din consilieri s-au retras, luăm o pauză, dacă sunteți de acord. Da, pentru că, ca să asculte toată lumea. Atribuțiile regiei publice locale Ocolul Silviu Ghimeș-Făget PRA. La articolul 10. Regia publică locală Ocolul Silviu Ghimeș-Făget PRA are următoarele atribuții principale. Asigură integritatea fondului forestier pe care îl are în administrare și gospodărirea durabilă a pădurilor din cuprinsul acestora. Asigură finanțarea lucrărilor necesare în vederea gospodăririi raționale a fondului forestier avut în administrare și a desfășurării normale a activității în condițiile prevăzute de lege. Propune efectuarea de schimburi de terenuri și întocmește la cererea proprietarului documentațiile privind scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier potrivit prevederilor legale. Propune cumpărarea, în condițiile prevăzute de lege, de terenuri proprietate privată sau propune preluarea unor asemenea terenuri în cazul donării lor de către proprietari cu respectarea prevederilor legale în vederea împăduririi cu suportarea cheltuielor din fondul de conservare și regenerare a pădurilor. Poate prelua în administrare, cu acordul proprietarilor, terenurile degradate din domeniul public și privat, incluse în perimetrele de ameliorare și prevăzute a fi împădurite potrivit legii. Cheltuielile pentru lucrările necesare se suportă din fondul de rezervă al fondului funciar cu destinație silvică, din alocații de la bugetul de stat sau din alte surse potrivit legii. Organizează și execută paza fondului forestier pe care îl administrează împotriva tăierilor ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degradărilor pășunatului, braconajului și a altor fapte păgubitoare, precum și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor de păduri, asigurând în acest sens dotarea tehnică necesară. Organizează și execută, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, ale studiilor sumare de amenajare valabile, conform prevederilor Ordonanței de Urgență 139 pe 2005, publicată în Monitor Oficial, partea 1, numărul 939, din 20/10/2005, cu modificările și completările ulterioare, sau prin alte studii de specialitate, lucrările de regenerare și de reconstrucție ecologică a pădurilor pe care le administrează, precum și cele de îngrijire a arboretelor tinere și de întreținere a regenerărilor. Asigură realizarea compozițiilor de regenerare stabilite prin amenajamentele silvice, ale studiilor sumare de amenajare valabile conform prevederilor Ordonanței de Urgență 139 pe 2005, publicată în Monitorul Oficial, partea 1, numărul 939, din 20/10/2005, cu modificările și completările ulterioare, sau prin alte studii de specialitate, lucrările de regenerare și de reconstrucție ecologică a pădurilor, pe care le administrează, studiile sumare de amenajamentele în fondul forestier pe care le administrează. Poate realiza împăduriri în afara fondului forestier, precum și perdele forestiere de protecție în condițiile legii. Urmărește protejarea terenurilor din fondul forestier pe care îl administrează împotriva eroziunii și altora forma de degradare în baza proiectului de ameliorare, propunând și coordonând lucrări de corectare a florenților pe terenurile forestiere aflate în perimetrele de ameliorare, finanțate de la bugetul de stat sau din credite externe potrivit legii. Asigură starea fitosanitară corespunzătoare a pădurilor pe care le administrează, organizând acțiunile necesare pentru depistarea, prevenirea și combaterea bolilor și a dăunătorilor, amplasează și pune în valoare masa lemnoasă care urmează să se recolteze anual din pădurile avute în administrare, în conformitate cu posibilitatea riturilor stabilită prin amenajamentele silvice. Exercită controlul respectării regulilor silvice de exploatare a lemnului în pădurile pe care le administrează, pentru prevenirea prejudicierii semințișurilor și arborilor pe picior, a degradării solului, a deplasării lemnului, precum și pentru prevenirea altor fapte asemănătoare și ia măsuri în baza legislației în vigoare, sancționând abaterile constatate. Controlează proveniența materialelor lemnoase și a celorlalte produse specifice fondului forestier, legalitatea circulației pe drumurile din raza de activitate și urmărește sancționarea neregulilor constatate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Asigură valorificarea în condiții de eficiență economică a masei lemnoase aprobate pentru recoltare din pădurile pe care le administrează, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Realizează tăierea, rindeluirea, prelucrarea mecanică și uscarea lemnului, impregnarea sau tratarea chimică a acestuia cu conservanți și cu alte materiale. Realizează produsele din lemn ce urmează să fie utilizate în principal în industria de construcții, în fabricarea caselor și căsuțelor prefabricate din lemn și a unor elemente componente ale acestora. Prelucrează materialul lemnos exploatat și valorifică produsele rezultate în condiții de eficiență economică. Execută în regie proprie sau prin agenți economici specializați lucrări de exploatare a masei lemnoase din pădurile pe care le administrează în condițiile legii, în scopul gospodăririi raționale a acestora și a valorificării superioare a lemnului, asigurării regenerării la timp a arboretelor și a evitării declasării lemnului. Execută în condiții de eficiență economică prelucrarea brută a lemnului în instalații proprii sau prin încheierea de contracte cu societăți comerciale ce au ca obiect de activitate prelucrarea brută a lemnului. Valorifică sortimentele rezultate din prelucrarea primară și industrială a lemnului. Achiziționează în contrapartidă masă lemnoasă pe picior și produse fasonate de la alți proprietari de păduri, persoane juridice și fizice. stabilește și asigură realizarea rețelei de drumuri forestiere necesare accesibilizării bazinelor forestiere din fondul forestier avut în administrare pentru o gospodărire mai bună a pădurilor în condițiile legii. Execută lucrări de construire, întreținere și reparații ale drumurilor forestiere pe care le administrează în regie proprie sau prin agenți economici de specialitate. Administrează ariile forestiere protejate, în care fondul forestier avut în administrare deține o pondere majoritară, asigurând conservarea biodiversității acestora. Administrează fondul piscicol din apele de munte în condițiile legii. Organizează în condițiile legii acțiuni de vânătoare și de pescuit pentru cetățenii români și străini pe fondurile de vânătoare și de pescuit atribuite în gestiune. Organizează creșterea intensivă a vânătului în spații special amenajate, în condițiile de eficiență economică și cu respectarea dispozițiilor legale. Gestionează, în condițiile prevăzute de lege, fondurile de vânătoare care îi sunt atribuite conform legii, răspunzând de realizarea efectivelor optime de vânat pe fiecare fond de vânătoare, prin acțiuni de selecție a vânatului, de asigurare a hranei, a adăpostului, a zonelor de liniște și de înmulțire acestuia, a repopulării în unele fonduri și de recoltarea efectivelor aprobate prin programele anuale de prevenire și combatere a braconajului. Organizează acțiuni de silvoturism, precum și de filmare și fotografiere a vânatului viu și a peisajului natural din acesta. Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege referitoare la gospodărirea fondurilor de vânătoare și a celor de pescuit din apele de munte. Regia stabilește relații de colaborare atât cu gestionari ai fondurilor de vânătoare, cât și cu deținători de terenuri. Scopul acestora este îndeplinirea în mod concomitent și armonios a sarcinilor legate de respectarea regimului silvic și gospodărirea arboretelor, cu obiectivele legate de gestionarea efectivelor din speciile de interes cinegetic, precum și cu celelalte activități agricole din mediul rural, cultura plantelor, creșterea animalelor, etc. Recoltează, achiziționează, prelucrează și valorifică în condiții de eficiență economică produsele lemnoase și nelemnoase specifice fondului forestier, fructe de pădure, ciuperci comestibile din flora spontană, precum și cele cultivate, plante medicinale din flora spontană, plante tehnice, aromatice, legume, fructe, produse specifice vânatului, trofee de vânat, cherestene, împletituri din miele de răchită, produse semifabricate din lemn și altele asemenea, mangal de bocșe, pom de Crăciun și alte asemenea produse. Produce și valorifică în condiții de eficiență economică cherestele, produse din lemn, produse artizanale specifice, produse specifice nenaturalizate. Administrează sau păstrează servicii silvice și de pază a pădurilor, pe bază de contract, pentru fondul forestier, proprietate privată al persoanelor fizice sau juridice, al altor unități administrativ-teritoriale, pășuni împădurite, perdele forestiere sau alte terenuri din afara fondului forestier. Prestează la cerere, contra cost, lucrări de specialitate, cum sunt lucrări de punere în valoare, împăduriri, combaterea dăunătorilor, și altele pentru proprietăți din fondul forestier și din afara fondului forestier. Asigură, potrivit legii, paza pădurilor, proprietate privată, la cererea proprietarilor sau asociațiilor de proprietari legal constituite pe bază de contract. Sprijină, în condițiile legii, deținătorii de terenuri din afara fondului forestier în realizarea de plantații și perdele forestiere. Prestează servicii de consultanță specifice obiectului de activitate. Stabilește relații specifice domeniului de activitate, potrivit legii, pe baze contractuale cu regii autonome, societăți comerciale sau alte terțe persoane juridice și fizice pentru realizarea în comun de activități de producție, cercetare, asistență tehnică, dezvoltare și comercializare. Prestează contra cost servicii și lucrări de transporturi pentru terți, potrivit obiectului său de activitate. Acționează în condițiile legii pentru închirierea unor bunuri din patrimoniu propriu. Realizează întreaga gamă de operațiuni de comerț interior și exterior, în vederea valorificării eficiente a produselor specifice fondului forestier și a altor produse potrivit legii. asigură servicii de cazare și masă pentru cetățenii români, străini și în spațiile cu asemenea destinații de care dispune în activitățile de silvoturism. Asigură, în condițiile legii, aprovizionarea tehnico-materială necesară desfășurării normale a activităților proprii prin operatori economici din țară și din străinătate. Prestează servicii de consultanță specifice obiectului de activitate în țară și în străinătate. Stabilește tarife și prețuri pentru lucrări, produse și servicii din domeniul său de activitate potrivit legii. Realizează politica de credite și altor surse de finanțare, de programare și executare a activității economico-financiare, întocmirea bugetului anual de venituri și cheltuieli, urmărirea și analiza execuției acestuia, precum și stabilirea destinației profitului potrivit legii. Stabilește măsuri necesare în vederea obținerii de profit. Inițiază și organizează acțiuni de cooperare tehnico-economică și științifică cu operatori economici și cu firme din țară și din străinătate în condițiile legii. Asigură realizarea lucrărilor de amenajare a pădurilor și proiectarea lucrărilor de investiții, precum și realizarea asistenței tehnice de specialitate prin unitățile de profil atestate în condițiile prevăzute de lege. Urmărește aplicarea în domeniul său de activitate a rezultatelor cercetărilor științifice în scopul modernizării și perfecționării gospodăriilor pădurilor. Participă cu produse specifice fondului forestier la expoziții și târguri din țară și străinătate. Asigură desfășurarea corespunzătoare a activității de propagandă, ziaristică și publicitate, specifică obiectului său de activitate. Valorifică materialul lemnos confiscat, conform prevederilor legale, sumele obținute având destinația prevăzută de lege. Are obligația să țină evidența contabilă, financiară și de gestiune pentru activitatea de administrare a fondului forestier, proprietatea Comunei Ghimeș-Văget și separat pentru entitățile cu care s-a încheiat contract de administrare. Reprezintă în justiție, în nume propriu, dreptul de administrare în domeniile care constituie obiectul său de activitate. Patrimoniu. Regia publică locală... Ați trecut mai departe, de la obligația ați trecut. Da. Aici o întrebare aș avea. Că ziceați că putem veni cu niște amendamente sau... Da. E obligațiile de act sau urmează. Astea sunt atribuțiile. Obligațiile... Dar o întrebare, la atribuții intră ce vreau să zic eu sau la obligații? La obligații. La obligații. La ce au citit... Sunt atribuții. Ce vreau eu să întreb, am insistat de ani de zile pentru înființarea unor depozite, de madeleni de foc pentru populație. De ce să nu intre la atribuție? Menționați la ultimul președintele Consiliului de Administrare să înființeze și să aprovizioneze niște depozite cu lemn de foc. Pentru aprovizionarea populației. Deci aici ar putea ca să... fie trecut în statul treaba. Treceți acolo și doamna președinte o să... Dar și activitatea lucrătoare de profit. Da, deci e tot de profit, nu gratis. Dar prețurile, la momentul respectiv, le hotărăște tot Consiliul Local. Pentru... Orice modificare supun la vot atunci sau la final? Aprobăm statutul cu modificările și... Adică modificările... Aprobăm acum, să fiecare punct în parte. Cine este de acord să se introducă și acest paragraf. Vine cu idee cineva. Trebuie notat în capitolul respectiv. Atunci, imediat, dacă domnii consilieri sunt de acord, dacă cineva nu e de acord, să zică. Și cu asta să nu mai revenim asupra... Deci cine este de acord să se introducă și paragraful cu depozitele? Ființare depozite material lemnos. Toată lumea cred că e de acord. Două abțineri. Se poate trece la capitolul 4. Numai că de 8 ani, de 10 ani de zile ne chinim cu treaba. Vă dea de parte ajungem, vă dea de parte. Da. Patrimoniu. Regia publică locală Polul Silviu Ghimeș-Văget are în administrare fondul forestier proprietate publică a Comunei Ghimeș-Văget în suprafață de 7.272 hectare, drumuri forestiere în suprafață de 4 hectare, înregistrat ca atare în amenajamentele silvice. Regia publică locală Polul Silviu Ghimeș-Văget era, posedă, folosește și dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în proprietate, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituit în condițiile prevăzute de lege. Bunurile proprietate publică a OAT Chimeș-Făget, administrate de Ocolul Silvii Chimeș-Făget era, fiind inalienabile, se evidențiază în mod distinct în patrimoniul acesteia, cu excepția fondului forestier care figurează în inventarul public și au regimul prevăzut de lege. Aici referitor la patrimoniu se completeze cu fondul forestier, proprietate publică și privată. Eu știu că era ceva pădure și în proprietate privată a comunii, nu? Dar vedeți că aici administrat de bursii... Dar nu intră în patrimoniul public. Intră. Cum să nu intră? Dar nu este dat în administrare? Ba, da. Păi, nu este? Păi vor intra și proprietățile... private. Nu e proprietate. Stați un pic. Deci eu mă refer la articolul 11. Regia publică locală are în administrare fondul forestier, proprietate publică și privată. Pentru că și proprietatea privată o are în administrare. Adică, are contracte cu terții. Aici vorbește numai de suprafața publică de 7272. Nu vorbește că între timp suprafața poate să mărească, având în vedere că cineva face un contract. Poate să mărească și la... Nu vorbesc despre asta. Dar pășunea pădurită e proprietate privată. Pe și o are în administrare acolo. Asta să se completeze cu... Nu, pășunile care au pus în angajament nu e privat, e tot public. Tot public nu e privat. Nu e privat. Tot public. Pășunile care sunt introduse în fondul forestier, tot e public. Și pășuni private, domnul ăsta. Adică ce e băgat în fondul forestier... Avem și proprietate privată. Care e băgată în fondul forestier. Da. Deja publică, doamnă. Dacă nu e prins în domeniul public? Dar e prinsă că are amenajament, doamnă. Adică s-a luat pășul la moș care s-a băgat în fondul forestier. Este care nu are. Eu vorbesc de ăștia care s-a băgat în fondul forestier. Da, dar de ce să fie completat ca să poată să fie... Da, se poate, dar ăsta pășurile deja e fond forestier. Nu deranjează cu ea. Ca să nu trebuiască refăcut, dacă ai... Ideile spune și doamna... Președintea Consiliului de Administrare vede și reînnoiește, dacă permite legea. Părerea mea. Sunteți de acord că să se completeze aici? Da. Supun la vot. Cine este pentru completare? Da, la capitolul 5. La capitolul 4 nu mai sunt întrebări, nu? Structura organizatorică și funcțională. Regia publică locală Ocolul Silvii Chimeș-Făget era are o structură organizatorică și funcțională stabilită în conformitate cu prevederile legii 46/2008, Codul Silvii, cu modificările ulterioare, ordonanța de urgență numărul 139/2005, privind administrarea pădurilor din România, cu modificările ulterioare și a ordinului numărul 904/2010, cât și a ordinului OME numărul 1112/2018, privind aprobarea procedurii, privind constituirea și autorizarea ocoalelor silvice și atribuțiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare, precum și conținutul Registrului Național al Administratorilor de Păduri și al ocoalelor silvice, cu modificările și completările ulterioare. Administratorul care are într-o anumită operațiune direct sau indirect interese contrare intereselor regiei autonome, trebuie să-i înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soția sau soțul sau soția, rudele ori afinii săi până la gradul 4, inclusiv, sunt interesați într-o anumită operațiune. Administratorul care nu a respectat prevederile legii și ale statutului răspunde pentru daunele produse regiei autonome. Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de actul de înființare. Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate regiei prin actele îndeplinite de director, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de datoririle funcției lor. Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați, dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar și nici autorității publice tutelare. Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor Consiliului de Administrație împotrivirea lor și iau în cunoștința despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar și autoritatea publică tutelară. Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor este introdusă de autoritatea publică tutelară prin conducătorul acesteia. Înființarea, respectiv încetarea activității brigăzilor sau cantoanelor prevăzute la aliniatul 2 din structura ocolului Silvii Timeș-Făgetiera se realizează la propunerea șefului de ocol, prin hotărârea Consiliului de Administrație. În cadrul ocolului Silvii Timeș-Făgetiera are în structura sa districte, brigăzi și cantoane silvice, precum și compartimente de specialitate, în conformitate cu legislația silvică privind administrarea pădurilor din România, conform organigramei. Atribuțiile principale, structura de organizare și competențele fiecărui compartiment ale ocolului silvic, Ghimeș-Făgetera, se regăsesc în regulamentul de organizare și funcționare al ocolului, iar competențele, drepturile și obligațiile personalului silvic în fișa postului elaborată și actualizată conform legislației în vigoare. Ocolul silvic Ghimeș-Făgetera se poate asocia cu alte regii și societăți comerciale sau cu terțe persoane fizice și juridice, române sau străine, în condițiile legii pentru realizarea unor activități de interes comun corespunzătoare obiectului său de activitate. Dar referitor la structura organizatorică și funcțională, dacă sunt întrebări, e ceva de completat, de adăugat, atunci trec mai departe la organele de conducere. Organele de conducere ale regiei publice locale Ocolul Silvic Timeș-Făgetiera, conform ordonanței de urgență a Guvernului numărul 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare, sunt Consiliul de Administrație, Director, Șef de Ocol, Șeful de Ocol. Consiliul de Administrație este numit prin hotărârea Consiliului Local pentru o perioadă de 4 ani, începând cu 01/08/2019, data constituirii, până la 31/07/2023, în condițiile prevăzute de lege și este compus din 5 membri nominalizați în hotărârile Consiliului Local. Un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate de audit sau financiar de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare, un reprezentant al autorităților tutelare cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și sau în activitatea de administrare de societăți comerciale ori regie autonome, 3 persoane cu experiență în administrarea, managementul unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice. Desemnarea reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice se face prin ordinul acestei instituții, iar acelor 4 membri reprezentanți ai autorității tutelare s-a făcut prin respectarea prevederilor articolelor 3.8 din Ordonanța de Urgență 109/2011, cu completările și modificările ulterioare. Componența Consiliului de Administrație o regăsim în hotărârile Consiliului Local al UAT Ghimeș-Făgetiera. Relația membrilor Consiliului de Administrație cu autoritatea tutelară este prevăzută în contractul de mandat. Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație va fi reînnoit dacă activitatea regiei este profitabilă. Desemnarea membrilor Consiliului de Administrație, inclusiv a reprezentanților autorității publice tutelare și al Ministerului Finanțelor Publice, va fi făcută în baza unei evaluări, selecții prealabile efectuată de o comisie organizată la nivelul autorităților publice tutelare și al Ministerului Finanțelor Publice, comisie ce poate fi asistată de o persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite de comisie cu luarea în considerare a specificului și complexității activității regiei. Anunțul privind selecția membrilor Consiliului de Administrație se publică în 2 ziare cu largă răspândire și pe pagina de internet a regiei. Lista membrilor Consiliului de Administrație este publicată pe pagina de internet a regiei pe întreaga durată a mandatului acestora. Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de legea nr. 656/2002, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, nu pot fi administratori persoanele care au fost demise dintr-un Consiliu de Administrație pentru fapte imputabile lor. Membrii Consiliului de Administrație a regiei nu pot face parte din mai mult de 5 Consilii de Administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale. Deci facem o modificare de 3 Consilii de Administrație. Sunteți de acord? E conform legii modificarea. Da, corect. Sigur. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de către autoritatea publică tutelară prin contractul de mandat. Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este formată dintr-o indemnizație fixă, lunară, care nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea regia autonomă, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă stabilită potrivit recomandărilor temeinii motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru poziții similare de regii autonome sau societăți cu capital majoritar ori integral de stat din România și din alte state europene din același domeniu de activitate de Comisia de Specialiști în Recrutare, Resurse Umane. Indemnizația fixă lunară a membrilor Consiliului de Administrație poate fi diferențiată în funcție de numărul de ședințe la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și de alte atribuții specifice stabilite prin contractul de mandat. Remunerația variabilă a membrilor Consiliului de Administrație se revizuiește anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat. Numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante, pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului, se va face potrivit procedurii prevăzute în acest articol. Membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați oricând. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune interese din partea celui care l-a revocat. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de autoritatea publică tutelară prin contract de mandat. Contravaloarea remunerației membrilor se va suporta în sume brute din bugetul Ocolului Silvii Ghimeș Băget Era. Consiliul Local încheie cu administratorii regiei contracte de mandat, având ca obiect administrarea regiei care constituie anexă la actul administrativ de numire. Contractul de mandat cuprinde obiectivele și criteriile de performanță stabilite de Consiliul Local, precum și remunerația administratorului. Acum aici, Consiliul Local când a încheiat contract de mandat cu... În februarie. Membrii. Cu membrii? Cu membrii, da. Dar am aprobat și criterii de performanță? Da, au fost anexă la contractul de mandat. Mai... Membrii Consiliului de Administrație își exercită mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator. Evaluarea activității administratorilor se face anual de către Consiliul Local și vizează execuția contractului de mandat. Atribuțiile de conducere executivă ale regiei sunt delegate de Consiliul de Administrație, unui director sau șef de ocol. În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de Audit, format din 3 administratori neexecutivi. Dispozițiile articolului 47 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin legea numărul 278 pe 2008, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale. Numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora. Analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție. Negociază indicatorii de performanță financiar și nefinanciar cu autoritatea publică tutelară. Asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare. Verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial. Monitorizează și evaluează performanța șefului de ocol. Întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorității publice tutelare. Monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere. Supervizează sistemul de transparență și de comunicare. Monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale regiei autonome. Raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiar și nefinanciar, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia. Actualizează, avizează și trimite spre aprobare către UAT-Chimeș-Băget și înaintează statutul regiei la Oficiul Registrului Comerțului. Actualizează și aprobă regulamentul de funcționare al ocolului. Elaborează semestrial și prezintă autorității publice tutelare raportul privitor la activitatea regiei. Analizează și aprobă structura organizatorică și funcțională a ocolului Silvii Ghimeș-Băget era la propunerea șefului de ocol. Aici contravine cu codul administrativ, care spune că Consiliul Local aprobă structura organizatorică a regiilor din subordine. Deci aici ar trebui să spunem analizează și avizează structura organizatorică. Nu mai supun la vot. Sunteți de acord? Da. Da. Analizează și avizează înființarea sau desființarea unor subunități sau compartimente din structura ocolului în condițiile legii la propunerea șefului de ocol. Analizează și aprobă statul de funcții și de personal, organigrama ocolului la propunerea șefului de ocol. Deci analizează și avizează. Analizează și aprobă în corelație cu obiectivele strategiei naționale în domeniul silviculturii, programele de activitate economică și dezvoltare pe termen scurt și mediu, pentru care finanțarea este asigurată din resurse proprii. Analizează și hotărăște asocierea regiei publice locale ocolul Silvii Ghimeș-Băget era, alte regii, asociații și societăți comerciale sau cu alte persoane fizice și juridice din țară sau străinătate, în condițiile legii, pentru realizarea unor activități de interes comun, corespunzătoare obiectului său de activitate. Analizează și avizează regimul de exploatare și vânzare a masei lemnoase, volumul și prețul de valorificare la propunerea șefului de ocol. Analizează și aprobă tarifele pentru servicii silvice și administrare pentru alți proprietari de fond forestier, cu care se încheie contracte, tarife pentru punere în valoare în afara fondului forestier, precum și tarife pentru prestări servicii cu utilaje la propunerea șefului de ocol. Vizează efectuarea de schimburi de terenuri, scoaterea definitivă sau temporară unor terenuri din circuitul silvic potrivit prevederilor legale. Propune Consiliului Local aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul și contul de profit sau pierdere. Aprobă nivelul creditelor necesare. Fundamentează și solicită subvenții pentru investiții și acțiuni de combatere a unor atacuri masive de dăunători. Stabilește măsuri pentru respectarea disciplinei tehnologice, pentru faza fondului forestier și a bunurilor proprii. Hotărăște trimiterea angajaților ocolului în șomaș tehnic, conform articolul 53 din Codul Muncii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare. Aprobă orice alte măsuri privind activitatea regiei publice locale, o comisie de Chimeșa, cel potrivit legii. Consiliul de Administrație deleagă șefului de ocol sau directorului competența de reprezentare a regiei în raport cu terții și în justiție. Aprobă lista cu obiectivele de investiții finanțate din surse proprii și credite bancare. Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale Consiliului Ghimeș-Făgetera se întrunește în ședințe ordinare lunar la convocarea președintelui, șefului de ocol sau director sau ori de câte ori este necesar la convocarea președintelui sau la cererea a cel puțin 3 din numărul membrilor Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație a Regiei Publice Locale Ocolul Silviu Chimeș-Făgetera adoptă hotărâri cu votul majorității sau cu votul președintelui în caz de paritate. Consiliul de Administrație prezintă Consiliul Local în primul trimestru al fiecărui an un raport asupra activității Regiei Publice Locale Ocolul Silviu Chimeș-Făgetera din anul precedent, precum și programul de activitate al acesteia pe anul în curs. Consiliul de Administrare delegă, conform prevederilor articolului 18 din OUG numărul 109/2011 și a hotărârii autorității publice locale, conducerea executivă directorului sau șefului de ocol. Dar noi nu am făcut hotărâre de Consiliu Local. Probabil o să trebuiască să facem și hotărâre de Consiliu, prin care conducerea executivă este delegată șefului de ocol. Deci pentru următoarea ședință... nominalizată persoană, nu? Da. Nu, șef de ocol. Nu, spunem doar atât că Consiliul de Conducere Executivă a Regiei este delegată de către Consiliul de Administrație șefului de ocol directorului, cu care va încheia contract de mandat, da, în baza unei evaluări sau a unei recrutări. Da, să aducem o hotărâre pentru ședința următoare. Deci asta trebuie să o supunem, nu? Hotărâre privind delegarea conducerii executive. Dacă vreți să facem una extraordinară, depinde, trebuie să discutăm. Să vedeți. Ne discutăm după și dacă e facem și cum să... Consiliul de Administrație poate atrage în activitatea sa de analiză unor probleme complexe, specialiști în diferite sectoare. Activitatea membrilor Consiliului de Administrație, precum și a specialiștilor atrași pentru soluționarea unor probleme complexe, va putea fi compensată material în condițiile legii. Șeful de ocol a Regiei Publice Locale Ocolul Silviu Ghimeș-Făgetera trebuie să fie autorizat în condițiile prevăzute de legislația anterioară. Numirea directorului șefului de ocol se face în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență numărul 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. Vedeți dumneavoastră că și legea 46 prevede acolo la articol că cine numește șeful de ocol. Pe Consiliul Local, Consiliul de Administrare și Consiliul Local numește șeful de ocol. Numirea șefului de ocol în orice instituție? Nu. În regie? Vorbesc sau în regie. În mod general? Vorbesc în regie, pentru că la alte structuri de stat, acolo se dă examen. Aici se poate numi decât Consiliul de Administrație sau Consiliul Local. Așa prevede. Și aici la punctul 3... La numirea de... Da? Și aici scrie că se poate fi recuperat oricând de către Consiliul de Administrare și de către Consiliul Local. Adică dacă cineva le numește, la parte zice și orice. Și legea 46, treaba asta prevede. Atunci numirea se face în conformitate cu prevederile OUG 109, cu modificările și completările și legea 46/2008. Să completăm aici la articolul 22. Legea 46, nu? Da. Prevede că dacă face numirea poate să facă sau posibil. Aici au luat în considerare numai ordonanța de urgență. Ordonanța de urgență, dar nu au luat legea 46 din 2008, care a fost reînnoită. Și dacă cineva numește, are dreptul... Ar trebui văzut un pic analizat în cadrul, în ordonanța 109, cam ce prevede, că s-ar putea că nu mai are putere de lege Legea patului. Legea este mai presus. Legea mai e pur presus. Da, dar aici se prevăd alte criterii. Nu, dar scrie că în regie, legea 46 scrie, la regie autonome se numește de către Consiliul de Administrare sau Consiliul Local. Sau de către adunarea generală a acționarilor. Trei structuri sunt care poate să numească șeful de ocol. Din raportul Curții de Conturi avem că nu a fost aplicată măsura privind încheierea unui contract de mandat între Consiliul de Administrație și șeful de ocol. Asta normal, dar dânsul văd că scrie că nu-i trebuie, că el e angajat nelimitat ca inginer civil. Bun, probabil în baza legii de care ziceți dumneavoastră a fost angajat, ca inginer civil, numit. În baza legii 46 scrie că trebuie... Dar ca șef de ocol este pe bază de hotărâre de Consiliu. Nu este. Nu știu dacă... Nu este hotărâre. Nu este nici hotărâre. Adică, normal, nu se știe că a fost... Ea angajat de ocolului silnic sau a Consiliul Local. Deci așa este. Normal, actele ar trebui să fie într-un dosar care se regăsesc la ocolul silnic și la primărie, normal, când a început... Deci, în adresele pe care le înaintează domnul șef de ocol către primărie, spune că este numit prin hotărârea Consiliului Local numărul 33 din 19/11/2004. În calitate de șef de ocol. Unde am găsit hotărârea asta? În arhivă. Mă duc și o scot din arhivă să o caut, dar noi am căutat-o, mă duc acum. Nu, dar acum așa. Că nu o găsiți așa de... Am găsit-o până la sănă. Sunteți în căutări. Iar în raportul Curții de Conturi spune că în hotărârea Consiliului Local 11 din 5/2/2015, emisă de Consiliul Local, ceea ce nu există hotărâre, s-a aprobat contractul de mandat al domnului... Toate există. Așa că o caut. Dar aici trebuie puțin țipat, aici la urmată numărul 109/2015 și cu legea 46, articolul... Și atunci, la aliniatul 3, directorul sau șeful de ocol poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație și Consiliul Local, în funcție de modul de numire. Orice hotărâre se ia de Consiliul de Administrație, tot se trimite la Consiliul Local pentru aprobare, nu? Normal. Și trebuie prevăzut legea 46. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică în mod corespunzător prevederile articolului 18. În termen de 60 de zile de la numire, directorul elaborează și prezintă Consiliul de Administrație un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat prevăzute de lege. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al Consiliului de Administrație prevăzute de lege. Planul de management este supus aprobării Consiliului de Administrație. Dacă este cazul, Consiliul de Administrație poate cere completarea sau revizuirea planului de management dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract. Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de Consiliul de Administrație, mandatul directorului sau șefului de ocol încetează de drept la data numirii noului director sau șef de ocol desemnat cu respectarea dispozițiilor articolului 18. În acest caz de încetare a mandatului, directorul sau șeful de ocol nu este îndreptățit la daune interese. Evaluarea activității directorului sau șefului de ocol se face anual de către Consiliul de Administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management. Directorul sau șeful de ocol este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii regiei autonome, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege Consiliului de Administrație. Trimestrial, directorul va întocmi un raport cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția regiei, care va fi comunicat Consiliului de Administrație. Putem adăuga și Consiliul Local? La 11. Un raport Normal, aici Consiliul de Administrație transmite către Consiliul Local. La cererea Consiliului Local. Nu, asta automat în fiecare trimestru, când primește, el transmite către Consiliul Local. Da. Atribuțiile principale ale directorului sau șefului de ocol sunt: asigură organizarea, conducerea și gestionarea activității curente a regiei. Răspunde în condițiile legii de aducerea la îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță managerială stabilite. Propune și supune aprobării Consiliului de Administrație angajarea de credite, structura organizatorică și funcțională a ocolului Silvii Ghimeș Făgetera, înființarea sau desființarea unor subunități din structura ocolului, statul de funcții și de personal, organigrama ocolului, regimul de exploatare și vânzare a masei lemnoase, volumul și prețul de valorificare cu aprobarea Consiliului Local. Nu, aici trebuie cumva refăcut articolul ăsta. El propune și supune avizării Consiliului de Administrație toate acestea. Ar trebui cumva separat. Cu aprobarea, că prețurile se aprobă de către Consiliul Local. Prețul se aprobă de către Consiliul Local, organigrama se aprobă de către Consiliul Local, statul de funcții. Dar și propunerea poți să vină din punct. Dar el spune că propune și supune aprobării. Deci, ați înțeles? Dar normal, șeful, conform legii, șeful de ocol... Propune. Avizează Consiliul de Administrație și aprobă, că e bine așa, și aprobă. Adică supune avizării Consiliul de Administrație și după aceea aprobă Consiliul Local. Adică cu aprobarea Consiliului Local. Pentru că în atribuțiile Consiliului de Administrație avizează și... Avizează, dar proprietarul aprobă prețurile. El propune, avizează Consiliul de Administrație și proprietarul aprobă prețul respectiv. Selectează, angajează, suspendă și după caz desface contractul de muncă. Selectează și angajează, la angajează pe bază de concurs, s-ar putea trece. Selectează, angajează pe bază de concurs, suspendă și după caz desface contractul de muncă. Aici se poate liniară pe bază de concurs. Adică, totuși... Conform cu prevederile Codului Muncii, cu consultarea prealabilă a Consiliului de Administrație. Da. Stabilește măsuri potrivit legii pentru angajarea răspunderii disciplinare, materiale, civile, penale sau contravenționale a angajaților regiei în cazul neîndeplinirii de către aceștia obligațiilor de serviciu ce le revin. Negociază și încheie contractele individuale de muncă ale salariaților din cadrul ocolului. Da. Face modificare cu avizul Consiliului de Administrație, negociază și încheie contractele individuale de muncă ale salariaților din contractul din cadrul ocolului. Cu avizarea Consiliului de Administrație. Da, contractul colectiv de muncă nu ar trebui să existe unde sunt peste 21 de salariați. Trebuie să fie și ar trebui neapărat să fie, dar asta trebuie să existe. Aici scrie doamna aici. După aceea se trece. Trebuie să produc statutul, după aceea statutul de mandat și după aceea încet să ajungă la contract de muncă. Contractul colectiv de muncă. Asta trebuie să asocieze, să ai un sindicat, să negocieze, să ducă la ITM, să-l avizeze. Deocamdată nu vorbește despre treaba asta, putem trece că... Reprezintă și angajează regia prin semnătură în relațiile cu terțe persoane fizice și juridice, ori din străinătate în condițiile legii. Reprezintă și susține interesele regiei în fața organelor jurisdicționale, a organelor de urmărire penală, a administrației locale, a poliției și a notariatelor. Răspunde de organizarea activității de pază și gospodărirea fondului forestier din raza ocolului, cu respectarea regimului silvic și a prevederilor amenajamentului. Răspunde de organizarea activităților tehnice referitoare la pepeniere, cultura pădurilor, tăierilor de îngrijire, aplicarea tratamentelor, vânzarea masei lemnoase, cu respectarea normelor tehnice și instrucțiunilor în vigoare. Directorul sau șeful de ocol Este ordonatorul de credite în condițiile prevăzute de lege. În exercitarea atribuțiilor sale, șeful de ocol emite decizii. Directorul sau șeful de ocol poate refuza, motiva, executarea unor hotărâri sau dispoziții ale Consiliului de Administrație sau Consiliul Local, neconforme cu prevederile legale în vigoare, cu amenajamentele silvice sau cu normele și principiile de gospodărire a fondului forestier și protecției mediului, răspunzând cu argumente celor invocate. Contractul de mandat este acordul de voință încheiat între ocolul silvic, Ghimeș Văgetera, reprezentat de Consiliul de Administrație și șeful de ocol, director, având ca obiect îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță aprobate de Consiliul de Administrație. Șeful de ocol sau director regiu poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație, în cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul este îndreptățit la plata unor daune interese, potrivit contractului de mandat. Remunerația directorului sau șefului de ocol este stabilită de Consiliul de Administrație. Ea este formată dintr-o indemnizație lunar fixă, stabilită prin contractul de mandat, și revizuită anual în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat. Mai face modificarea, numirea. La 26, aliniatul 2, șeful de ocol poate fi revocat de către sau și Consiliul Local. Și de Consiliul Local, conform legii, asta se poate scrie așa. Ca și înainte, și de către Consiliul Local. Sau de Consiliul Local. Că nu pot revoca 2, să numească că îi revocă 2. Adică legea 46, legea 46 zice, se poate nume de Consiliul de Administrație sau de adunarea generală. Așa prevede. Haideți să stabilim ori de către. Nu, dar ne lăsăm pe ambele. Dar scrie clar, se poate numi. Și de revoca se poate. Și Consiliul de Administrație, dar și Consiliul Local. Adică de comun acord. Nici într-un caz. De comun acord. Dar nu trebuie, că se înțelege în legea. Dacă Consiliul de Administrație vrea să revoce și Consiliul Local. Deci nu poți fi două. Să nu ajungem la... Dar se poate trece acolo. Să nu poată face fără aprobarea Consiliului Local. Nu. Legea scrie că... Nu e prevăzut în legea asta. Nu am dat găsește. Pe 2008. Legea asta 46. Capitolul 7. Referitor la capitolul 6, mai aveți ceva de adăugat? Capitolul 6? Da. Cu atribuțiile. Da. Mai dați... Aici o să avem ceva de adăugat la articolul 35. La obligațiile șefului de ocol ar trebui să recunoască Comisia Silvică din partea proprietarului, care deocamdată nu are nicio atribuțiune în afară de faptul că a fost numită. Nu se știe ce atribuțiune are. E stipulat undeva, sau se poate stipula undeva în statutul ăsta că e o comisie silvică din partea proprietarului. Nu intră în structura organizatorică acea comisie? Aici intră în atribuțiile. Eu aici la organ de control m-am gândit ca proprietarii să au dreptul de a verifica situația gestionării suprafețelor. Corect. Și de asta se înțelege. Și adăugăm la momentul respectiv, prin Comisia Silvică votată... Adică dacă e proprietar, noi suntem proprietari și dacă votăm o comisie, ăla e proprietar. Corect. Ăla e printr-o hotărâre, proiect de hotărâre și ăla deja nu mai trebuie menționat. Că dacă proiect de hotărâre și tot e proprietar, din partea proprietarului. Dacă se vrea, poți să participe pe o construire. Da, bineînțeles. Nu, dar auziți, așa, acum o paranteză. Știți cum se face? Să trimite o adresă, dar comisia respectivă, din care eu fac parte, nu știe ce atribuțiune are. Doar ne-a științat că sunt controle începând cu data de până pe data de. Data de s-a terminat și atât. Noi am știut că sunt controle sau să face inspecție de fond și atât. Ori trebuie hotărât ce atribuțiune are comisia respectivă, ori dacă nu, trebuie desființată, că nu are niciun sens ca să fie... Puteți continua, domnule. Ca să fac o paranteză, când mi-a adus copii după hotărârea numărul 33, prin care spune domnul că este șef de ocol, Domnul făcea parte din componența Consiliului de Administrație. Acea hotărâre nu mai e valabilă, întrucât s-a numit un alt Consiliu de Administrație. Dar acum trebuie refăcut totul, acum trebuie făcut și contractul de administrare la următoarele alegeri. Deci ceea ce dânsul spune în adrese din 2018 că este numit prin hotărâre Consiliul Local, o hotărâre care nu mai are valabilitate. Asta e corect. Da, dar contractul lui de muncă funcționează în continuare. Ca inginer silvic. Da. Dar duc așa de acolo. Acolo atunci cine produce? Nu, dar eu zic că funcționează contractul în continuare. Ca inginer silvic. Lui se cere ca să dea demisia, ca să îi se facă contract de mandat pe 4 ani, așa cum se cere. Dar n-am auzit aici vorbit de remunerația șefului de ocol. Am auzit de remunerația Consiliului de Administrare, dar n-am auzit cine. Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație. Deci la articolul 26, liniatul 3, remunerația directorului sau șefului de ocol este stabilită de Consiliul de Administrație. În baza la ce? În contractul de mandat. Nu, dar care e baza de salarizare? La ce se raportează? Se raportează la personalul silvic din... Cum referire la membrii Consiliului, că la ce se raportează? Se poate ajunge de 6 ori salariul mediu. Deci să știe care este baza. Nu mai mult ca un viceprimat. Deci nu mai mult ca un viceprimat. Da, păi dacă se stabilește asta, dar dacă nu se stabilește... Dar nu ca viceprimar. Nu mai mult ca... Funcția de... Ca directorul Regiei Naționale a Pădurilor. Păi nu? Păi dar el are mai mult decât directorul Regiei Naționale. Deci la 3, remunerația este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși indemnizația primarului. Să completăm aici. Să completăm la primar, că e funcție de conducere și... Da, viceprimarul e tot de conducere. Da, dar e al doilea pas. Viceprimarul. Completăm aici sau nu completăm? Nu știu, eu nu știu. Trebuie completat. După aceea, stimulante o deci salarizarea trebuie făcută în baza unei legi. E o indemnizație prin baza contractului de mandat. Da. Dar să nu depășească indemnizația lunară. Nu știu, acum trebuie văzut în legislație ce se stipulează. Noi menționăm acolo și doamna Potoracă, pe de precis. Funcției de... Viceprimar. Primar? În comunii respective. Dar n-are cum să ia că primar. Deci de ce se... cum să ia că primar? Chiar. Primarul... Viceprimar. Nimic de diferență între salariul primarului și viceprimarului. Pe cum e? 2000 de lei diferență. 1000 de lei. Deci, cine este de acord cu indemnizația la nivelul viceprimarului? Sunteți sau nu sunteți? Da, eu am propus pentru primar. Dar supunem la vot și de primar și de viceprimar. Care este? De viceprimar am fost ori. De viceprimar. În baza criteriilor de performanță și... Analiza doamna președinte și să-i lăsăm pe ăștia să facă. Consiliul de Administrație, ei să hotărască, nu noi. Cât să fie salariul. Dar noi aprobăm statutul, domnul Consiliu. Eu v-am înțeles pe dumneavoastră, dar să lăsăm pe ăia totuși. Consiliul de Administrație să vadă ei acolo. Că noi pe ei îi tragem la răspundere. Și ei, la rândul lor, îi trag la răspundere pe domnul șef de ocol. Spuneați că ei analizează criteriile de performanță și votează mandatul încă pe 4 ani. Dacă e productiv, dacă aduce profit. Da. Și criterii de performanță, probabil, la Consiliul ăsta de Administrație, o să fie ceva mai mare decât la alte precedente. Că noi asta avem așteptări. Părerea mea. Că de-aia am schimbat acolo Vreți să lăsăm doar la latitudinea Consiliului Administrației? Lăsăm la latitudinea Consiliului Administrației. Păi nu avem noi ce să ne băgăm în... Adică noi nu avem... Aveți dreptate, față mare dreptate, aveți cu liceul. Dar cine sunt care plătește? Păi, Petric o să plătească poimile. De ziua lui. Cine dă salariile, domnule Canu? Consiliul de administrare sau Consiliul local, comuna dă? Că Consiliul de administrare tot voi plătim, adică tot comuna plătește. Deci noi aprobăm bugetul. Ei, auziți. Adică nu depășim legea. Noi să rămânem în cadrul legii, dar dacă ne uităm bine în lege, nu poate să aibă un salar mai mare decât un viceprimar. Dacă ne uităm pe lege. Nu poate. Noi propunem, dacă Consiliul de Administrație nu este de acord, e treaba. Noi facem o propunere ca Consiliul Local. Noi nu facem legea aici. Că aici fac statutul nou, spre aprobare. Da, noi aprobăm, dar aici scrie că putem să ne aprobăm. Facem amendamente. Amendamente. Îi scrie acolo foarte clar. Noi scriem dacă sunt de acord ei, nu? Dacă nu poate să avem salariul 1 să aibă, pădura să aibă 2000 de lei și un șef de acolo 100.000 de lei. E o diferență foarte mare. Gestionar care are... 10.000 de lei. 2.000 de lei un pădurar, vrut să ziceți, și 10.000, nu 100.000 de lei. Prea mult. E o diferență prea mare, părerea mea. Și are o gestiune de miliarde de lei. Pădurarul. Eu sunt de acord să aibă 100.000. Care face și teren. Eu sunt de acord ca să aibă 10.000 de lei șeful de ocult, atunci și pădurarul să aibă 6.000. Nu? Să aibă și pădurarul 6.000. E prea mare diferență. Am supus la vot. De 3 ori cât are pădurarul, e destul. E destul. Înseamnă că pădurarul o să fie stigul la pădurarul să aibă mai mare. Da. Da. Oricum... Să se aplice legea aia, 200... Vedeți dumneavoastră, în unele cazuri au fost că, dacă în cantonul respectiv, în timpul anului, nu e pagubă, se dă 20 sau 25 metri cub de lemne pădurarului respectiv, aproape gratis. Că au grijă și să știți că aici nu e ceva rău, că dacă are grijă și nu are de miliarde de pagubă, pot să dai omului care lucrează acolo cu 20 de metri. Deci indemnizația poate fi revizuită anual în funcție de modul gradul de îndeplinire. Da, dar scrie acolo. Ca indicatorii. Nu aveți cotă. Nu aveți cotă anuală de lemn? Oameni cumpără. Da, trecem la buget de venituri și cheltuieli. Dar trebuie să vendem, e de foc, înainte de o aia. Nu, dar este statutul personalului singur. Nu avem nimic, nici lemn de foc nimic. Nu. Nu, nu e voie. Cumpără să ne plătim. Dacă nu au contractul, nu avem nimic. Acolo se prevăd mai departe. Strategia publică locală Consiliului Județean Școceț asigură acoperirea cu venituri provenite din activitatea proprie a tuturor cheltuielor, inclusiv a dobânzilor, amortizării investițiilor, precum și obținerea de profit. Regia publică locală Consiliului Județean Școceț întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, situațiile financiare în condițiile legii, situațiile financiare se supun spre aprobare Consiliului de Administrație. Spre avizare. Dacă sunteți de acord cu modificare? Deci, 28. Situațiile financiare se supun spre avizare Consiliului de Administrație și spre aprobare Consiliului Local. Corect. Corect. Regia publică locală, Ocolul Silvii Chimeaș, etc., poate constitui, potrivit legii, fonduri necesare realizării obiectului său de activitate și anume Fondul pentru conservarea și regenerarea pădurilor, Fondul pentru reparații și întreținerea drumurilor și a căilor de acces, alte fonduri, potrivit dispozițiilor legale în vigoare cu aprobarea Consiliului de Administrație. Regia publică locală Ocolul Silvii Chimeaș, etc., poate beneficia de alocații de la bugetul de stat, de la bugetele locale și de la alte surse de finanțare în condițiile prevăzute de lege. Consiliul de Administrare al Regiei Publice Locale Holțul Bichină și Văgetera hotărăște cu privire la investițiile ce urmează să fie realizate potrivit obiectului său de activitate și care se finanțează din surse proprii și din credite bancare potrivit legii. Asta e normal, cred că se fac prin hotărârea Consiliului Local. Aici, dacă investițiile, dacă e a putea adăuga o chestie cu să poată accesa proiecte, propune spre aprobare Consiliului Local cu aprobarea cu privire la investițiile ce urmează. Nu? Deci, nu doar Consiliul de Administrație hotărăște. Nu, nu, și Consiliul Local. Adică proprietarul. Cu aprobarea, nu? Proprietarul. Cu aprobarea Consiliului Local. Cu avizul Consiliului de Administrație și cu aprobarea Consiliului Local. Operațiunile de încasări și plăți în lei sau valută ale regiei publice locale Oporul Silviu Chimeș Văget se efectuează în conturi deschise la bănci în limitele stabilite de Banca Națională a României. Pentru necesități curente, regia publică locală, Ocolul Silviu Chimeș-Văget-Iera, poate efectua operațiuni de încasări și plăți în condițiile legii prin caseria proprie. Operațiunile de încasări și plăți în lei sau valută cu străinătatea se vor efectua prin unitățile bancare. Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. Repartizarea veniturilor pe perioada exercițiului financiar în curs se face corespunzător veniturilor obținute de pe suprafața de fond forestier aferentă fiecărei unități administrativ-teritoriale în parte. Cheltuielile de administrare ale regiei vor fi suportate proporțional cu suprafețele date în administrare de către consiliile locale, cu cheltuielile aferente volumului de masă lemnoasă exploatat și sau valorificat, cu natura și volumul de lucrări silvice de pe aceste suprafețe. Aici a putea arăta dacă Consiliul Local aprobă și suportă cheltuielile, aici a putea, în cazul pagubelor făcuse în timpul anului, valoarea nerecuperată se scadă din buget. Valoarea nerecuperată se scadă din buget. Având în vedere că Consiliul Local suportă toate cheltuielile, și de bază și de asta, avem și un contract de administrare în care trebuie să avem. Dacă ne produc dări și pagubă, undeva trebuie să avem noi un articol în cazul în care, pagubelor produse în timpul anului, valoarea nerecuperată se scade că bugetul se aprobă în anul viitor, pe valoare martie. Și se scade din bugetul. Și atunci avem grijă că dacă se scade din salarii sau se scade din altele, avem mai mare grijă de proprietatea publică. Părerea mea. Dar permite legea să umble la bugetul. Adică și în contract de administrare trebuie scris asta. Dacă noi facem... Cine a văzut contractul de administrare? Încă nu este. Am văzut eu, dar nu e scris. Da, da. Legea permite să permiți de 50%. Acum o să facem un nou contract de administrare. Dacă noi facem un contract de administrare o să stabilim acolo, nu? Nu, n-ar fi rău ca să fie și în statut. Și în statut. Cum credeți dumneavoastră? Cum credeți dumneavoastră că dacă la cineva îți dai 100 de lei să lucrezi și îți produce 200 de lei pagubă, tu seara tot plătești 100 de lei. Nu cred. Nu cred. Adică eu plătesc ca să muncească și îmi face de 2 ori pagubă cât plătesc eu. Înseamnă că ceva nu e clar în contractul de administrație. Adică trebuie menționat și apoi doamna o să vadă dacă merge sau nu. Eu zic să menționați. Cum adică? Cum să sune? Adică, în cazul pagubelor produse în timpul anului, valoarea nerecuperată până la aprobarea bugetului se scade. Se diminuează bugetul cu valoarea respectivă. Părerea mea, apoi cum pe dumneavoastră. Să puneți la urmă. Cine este pentru? Da. Organe de control. Situațiile financiare. La buget s-a terminat la buget. Da. O întrebare la buget. Vedeți că din profitul lor care se face, în buget e 50% vira la primărie, nu? Da, și 50 da. Rămâne la ei. E o regulă asta, scrie legea. Impusă, a fost impusă și despre... Nu se poate 70% să dea la primărie, 30% să rămână lor. Deci Curtea de Conturi a spus... Nu, am întrebat, deci e lege, înseamnă că nu se poate așa ceva. Ce-ai da. Ce mai putem specifica? Să trimestrial să fie... Dar o să facem în contractul de administrație și eu să... Eu deja am ajuns... Profit. Da, situațiile financiare ale regiei publice locale, acolo se vechine și băgeanera, sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către un auditor statutar desemnat de către Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale în vigoare. La nivelul ocolului Silviu Ghimeș-Băgetera se organizează auditul public intern, conform articolului 10 din Ordonanța 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, subordonat Consiliul de Administrație. Aici s-ar putea băga. Proprietatea au dreptul de a verifica situația gestionării suprafețelor administrate. Ar trebui înființată funcția de auditor intern. La Consiliul de Administrație trebuie să înființeze. Aici ar trebui scris proprietarii au dreptul de a verifica situația gestionării suprafețelor administrative. Și de ce în zonă? Nu? Da, și ăla, Consiliul de Administrație trebuie să facă aceste demersuri. Proprietarul are dreptul. Dreptul de a verifica situația gestionării suprafețelor date în administrație. Prin actul de control al Curții de Conturi, trebuia să numească și să înscrie în actul constitutiv cenzul din regia publică locală. Da, de asta am zis eu, că știam că raportul Consiliului. Încet, încet, acum a văzut că Consiliul de Administrare lucrează. A făcut statutul destul de larg, destul de bun. Trebuie lăsat să ajungă cu pas, cu pas. Dar actul constitutiv a fost modificat. Actul? Da. Prin unirea noului Consiliu de Administrație. Vedeam o chestie la un dat acolo, în afară de o colectare superților, deci toate activitățile astea. Totuși n-am omis niște lucruri. Era cuprins, de exemplu, trasee montane, silvoturism, tot niște plăni, da? Da. Carierele fiare. Da. La capitolul ăsta, de exemplu, ei, ca și regie, pot accesa fonduri? Dar bineînțeles. Fonduri europene de rambursabile, este proiectul prin care se pot face. Dar poate să facă, aici nu trebuie cât mai multe, dacă nu interzice legea. Doamna președinte, continuați. Nu am avut dispoziții finale, da. Relațiile cu alte regii, asociații sau cu societăți comerciale din țară sau din străinătate, precum și cu alte persoane fizice sau juridice, se vor desfășura pe baze contractuale în condițiile legii, iar litigiile se soluționează pe calea amiabilă sau prin justiție. Personalul silvic angajat al regiei publice locale, ocolul Silvic Ghimeș-Băgetera, nu poate avea funcții de reprezentare profesională în cadrul unităților cu profil comercial, care licitează, achiziționează, prelucrează sau valorifică produse specifice fondului forestier sau care desfășoară activități similare obiectului de activitate al regiei. Este incompatibilă calitatea de personal silvic angajat al regiei publice locale ocolul Silvic Ghimeș-Băgetera cu aceea de salariat al unei societăți comerciale care desfășoară activități concurențiale ori cu care sunt stabilite relații contractuale. Incompatibilitatea intervine și atunci când membrii de familie ai personalului silvic dețin calitatea de proprietar sau de membru asociat al uneia astfel de societate comercială. Prin membru de familie se înțelege frate, soțul, soția, copiii, părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună cu aceștia. Activitatea regiei publice locale ocolul Silvic Ghimeș-Băgetera sub aspectul respectării regimului silvic este controlată de personalul tehnic silvic al autorității publice centrale, care răspunde de silvicultură prin structurile teritoriale silvice aflate în subordinea acesteia. Prezentul statut se completează cu dispozițiile și cu reglementările legale în domeniul respectiv. Legea numărul 59/2000 privind statutul Personalul civil, modificat și completat ulterior, prin legea 234 pe 2019, cu modificările și completările ulterioare, HG 1076 pe 2000, privind aprobarea regulamentului de bază a Fondului Forestier, cu modificările și completările ulterioare, HG 333 pe 2005, privind reorganizarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare în inspectorate de regim silvic și modificarea și de vânătoare cu modificările și completările ulterioare, OME nr. 904 pe 2010 privind aprobarea procedurii, privind constituirea și autorizarea ocoalelor silvice și atribuțiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare, precum și conținutul Registrului Național al Administratorilor de Păduri și al ocoalelor silvice, cu modificările și completările ulterioare, și OUG 109 pe 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată și aprobată prin legea numărul 111 pe 2016, cu modificările și completările ulterioare, OUG 57 pe 2019 privind codul administrativ și alte reglementări specifice aplicabile. Prevederile prezentului statut nu sunt limitate, acesta putând fi modificat sau completat ulterior de către Consiliul Local al UAT Ghimeș-Făget-Era sau de Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Ghimeș-Făget-Era. În termen de 30 de zile de la înregistrarea statutului, Consiliul de Administrație va întocmi și aproba regulamentul de funcționare pentru Regia Publică Locală Ocolul Silvic Ghimeș-Făget-Era. Un singur obiecție am aici, HG 333 pe 2005 este abrogată prin HG 743 pe 2015, cred că atunci când s-au înființat gărzile forestiere. Deci asta nu mai putem merge... La 333 din 2015. 2005. 2005, 303 din 2010. Este... 333. 333 pe 2005. Nu, deci asta este abrogată. Prin HG 743 pe 2015. Deci, referitor la incompatibilitate, și până acum era valabil, era un statut în baza căruia se putea solicita declarații și conflicte. De acum e refăcut și... Da. Supun la vot în totalitate cu amendamente. Cu amendamentele respective, da? Cine este pentru? Deci spune și 9 voturi pentru și 2 abțineri. Cine e împotrivă și cine se abține? Trecem la diverse. Aveți aici și încă un la Consiliul de Administrare de Consiliul Local. Citiți și... Referitor la... Referitor la... Adresa Consiliului de Administrație. Da. Către Consiliul Local, notificare cu privire la implementarea Ordonanței de Urgență 109 pe 2011 în cadrul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Ghimeș-Făget și Făcut. Prin prezenta, îl informăm pe domnul inginer, domnul Dincă Mihai, cât și Consiliul Local al Comunei Ghimeș-Făget asupra faptului că în baza Ordonanței de Urgență 109 pe 2011 cu modificările și completările ulterioare, s-au constatat următoarele deficiențe referitoare la funcția de șef ocol cu atribuții de conducere, conform act constitutiv, statut, regulament. Lipsă contract de mandat, conform articolului 21 din OUG 109 pe 2011, cu modificările și completările ulterioare, lipsa evaluărilor anuale ale șefului de ocol. În schimb, în cadrul Regiei Publice Locale OSE Ghimeș-Făget-Era s-a găsit la dosarul personal al domnului Dincă Mihai contractul de muncă numărul 25 din 0106-2005 încheiat între angajator Consiliul Local al Primăriei Ghimeș-Făget cu sediu în Comuna Ghimeș-Făget, reprezentant legal Vilmoș Gârbea în calitate de primar și salariatul domnul Dincă Mihai cu permis muncă MPS 094235 Per 22/5/2002, salariatul începe activitatea din data de 18/5/2005 ca șef OCON. Atunci ce reiese de aici? Că normal e angajat la Consiliul Local, domnul inginer Victoria, nu? Și nu la regia autonomă. Și nu la regie. Ce salariul luat acum de la regie până din 2015 luat delegat. Conform contractului de muncă. Dacă s-a găsit încheiat întreaga Consiliul Local și domnul Dincă Mihai, înseamnă că... Deci contract de muncă. Contract de muncă. Raportul din revisare. Nu putea să facă un contract de muncă între Consiliul Local și direct domnul Dincă. Asta nu înțeleg. Dar am fi de citit mai departe. Raport revisal înaintat de OCOL prin adresa 1266 din 12 martie 2020, angajator, regia publică locală și angajatul Dincă Mihai. Contractul 25. Deci același contract, în revisal, angajatorul este OCOL. E angajat în două... Ca inginer silvic. OCOL din e reprezentat. Nu de șeful de OCOL. Fișă post anexă la contractul de muncă. Dar e angajat ca inginer șef OCOL fără a fi nominală și cu lipsa semnăturii titularului. Act adițional, numărul 1, per 497 din 29 ianuarie 2020, la contractul de muncă, numărul 25 din 1/6/2005, încheiat între angajator RPL și salariat Dincă Mihai, în care regăsim salariul de bază, sporuri, indemnizație grad profesional, indemnizație de conducere. Deci se face act adițional la un contract de muncă în care angajatorul este Consiliul Local. Dar actul adițional îl face OCOL. Doamna Alta, atunci ea făcea parte de Consiliul de Administrație. În momentul respectiv. Da. De câte ori a fost convocat acel Consiliu de Administrație? Vă întreb, că de asta ziceți. Niciodată. Păi, chiar dacă nu erați convocați, dar de ce nu s-a făcut niciodată nicio verificare? Nicio verificare. Asta am văzut. Cu toate că spune Curtea de Conturi în raport, a existat Consiliul de Administrație, dar hotărârile asupra activității au fost luate de către Consiliul Local, direct. Dar păi și acum, pretenția Consiliului Local e ca să ia. Dar există Consiliul de Administrație? Da. Vreau hotărârile de la Consiliul de Administrație. Mulțumesc. Dar am zis că... Vă răbdare, continuați. Așa, lipsa evaluărilor anuale. Ne aflăm în imposibilitatea de a stabili dacă domnul Dincă Mihai este la această dată angajatul regiei publice locale OCOL-ul Silviu Chimeș Făget sau angajatul Consiliului Local conform contract muncă existent. Pentru remedierea acestor deficiențe s-a luat măsura în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație de a se întocmi un contract de mandat provizoriu, apoi a se face o evaluare a acestui contract de mandat provizoriu pentru șeful de OCOL cu delegarea atribuțiilor de conducere, pentru a se respecta ordonanța de urgență 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. Însă domnul Dincă Mihai a refuzat acest lucru, considerând demersul nostru nelegal. Prin adresa numărul 2590 din 12/05/2020, domnul Dincă Mihai ne comunică: Consiliul de Administrație are posibilitatea, iar nu obligația, să delege o parte din atribuțiile de conducere executivă unui director. Însă noi, Consiliul de Administrație, conform act constitutiv, statut, trebuie să delegăm atribuții de conducere unui director sau șef de OCOL. Corect. Având în vedere că domnul Dincă Mihai nu are la această dată încheiat un contract de mandat, conform OUG 109/2011, și nu are o evaluare pe baza criteriilor de performanță, conform legii 111/2016, ne aflăm în imposibilitatea de a întocmi un contract de mandat pe toată perioada mandatelor noastre, respectiv până la 31/7/2023, deoarece se încalcă prevederile legale pentru ocuparea unui post în RPL. Totodată, vă aducem la cunoștință că în lipsa contractului de mandat este necesară demararea procedurii legale pentru ocuparea postului de șef OCOL Silvic cu atribuții de conducere delegate de către Consiliul de Administrație, conform actului constitutiv, statut, drept urmare, în cadrul ședinței Consiliului Administrației din data de 16/7/2020, vom face o analiză finală a acestei situații. În consecință, șeful de ocol a regiei publice locale Osei Ghimeș Făgetera, la această dată nu are contract de mandat sau contract de muncă sau mandat încheiat între regia publică locală Osei Ghimeș Făget și inginer din Cămihani. Vă rugăm a ne sprijini în soluționarea acestei probleme, deoarece noi o considerăm o anomalie. Această adresă a fost schițată și acceptată de membrii CEA în cadrul ședinței din 18/6/2020, conform procesului verbal de ședință întocmit și semnat de toți membrii, iar ca anexă regăsiți și punctul de vedere personal al fiecăruia. Și ca să dau citire punctul de vedere al doamnei Stupu, nu are contract de muncă sau contract de mandat cu ocolul civic, se dă în judecată și se plătește toate salariile alea. Adică o luat salariile nelegale. Asta scrie legea. Citit legea, adică dacă noi nu avem un contract și luăm niște bani fără act constitutiv sau legal, banii aia se plătesc un an. Asta sau va plăti Consiliul de Administrație care a fost. Nu, aici nu e vorba. Care avea obligația să verifice. Dar el avea obligația să nu ia salariul dacă nu are un contract. La data controlului, Curtea de Conturi spune că contractul de mandat este expirat din 18/9/2013. Deci a existat contract de mandat. Dar până în 2013. Până în 2013. De 7 ani liber profesionist. Dar au semnat o grămadă de acum. Și a mai fost încă unul în 2015. Dar a fost semnat deci, de... prin hotărârea Consiliului Local 11 nu a fost aplicată. De 7 ani. Deci nu a fost încheiat între Consiliul de Administrație și persoana șefului de ocol. Dar Curtea de Conturi a fost în fiecare an. De ce nu a sesizat? Curtea de Conturi a sesizat, dar nu s-au dus la îndeplinire măsurile lăsate. Orice se întâmplă și dacă ajunge undeva în curtea instanței, reprezentantul Ministerului de Finanțe. Doamna Stupu, nu ne citiți un pic să vedeți ce spune. Nu poate fi tras la răspuns. Cu două cuinte, dar acum mai spune că una am discutat în ședință și alta văd că scrieți. Cum puteți spune că șeful de ocol nu are contract de muncă sau de mandat, când în prima parte spuneți ce documente sunt la dosarul personal? Ce considerați anomalie? La data la care a fost numit șef de ocol, așa era legislația. De ce puneți întrebarea al cui angajat este șeful de ocol, când singură spuneți ce documente sunt la data adresei? Cum să semneze șeful de ocol un contract de mandat provizoriu, când el este șef de ocol și potrivit legislației nu are nevoie de contract de mandat? Șeful de ocol are contract de muncă pe perioadă nedeterminată, pe când contractul de mandat are o perioadă limitată, de cel mult 4 ani. El, potrivit Trevisal, este inginer silvic, contract pe perioadă nedeterminată la Registrul Comerțului. Este înregistrat ca șef de ocol, iar autoritatea publică tutelară, potrivit legislației în vigoare 2005, l-a numit șef ocol. Juridic, ar trebui ca autoritatea publică tutelară să-și anuleze documentul prin care a fost numit, document care, presupun, nu are un termen de valabilitate, să se vacanteze poziția de șef de ocol și apoi să se organizeze concurs. Eu mă abțin să semnez această adresă, justificând că am fost în ultimii 4 ani membru al Consiliului de Administrație, că șeful de ocol a luat decizii care au fost aprobate și de mine, că au fost controale ale Curții de Conturi care nu au sesizat nicio legalitate în documentele ce fac referire la Consiliul de Administrație și la șeful de ocol, știut fiind faptul că Curtea de Conturi, la începutul oricărui control, solicită contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, ale șefului de ocol, dacă are și calitatea de director, fișele de post, etc. Deci doamna spune că nu au fost sesizate de către Curtea de Conturi, dar Curtea de Conturi în raport spune și ce măsuri a lăsat și în perioada când a fost pe cei 4 ani. Dar Curtea de Conturi nu vine să facă contract de mandat pentru un șef de ocol. Să citească și asta e din raportul din 2018. Da. Uitați. Curtea de Conturi, raportul din 2018. Trebuie că trebuie căutat. Și legislație, ordonanță. În arhivă contractul ăla din 2005 care l-ați... Dar e aici, domnule. E aici, l-a adus acum. Nu este contract de mandat. Adică noi nu avem ce hotărâre să revocăm. Nu pot să-mi dau seama la ce fac eu dumnealor referire. Deci aici, la hotărârea asta, mă scuzați un pic, aici la hotărârea asta spune așa la un dat la articolul 3. Deci se aprobă Consiliul de Administrație a Corului Civil Ghimeș Făgetera în următoarea componență. Deci, adică Mihai Șeful Col și scrie în liniuță inginer civil. Crăciun Gheorghe Zoltan, membru brigader civil. Așa, Chiriluș Daniela, membru contabil. Cine era doamna Chiriluș? Eu, mai departe. Doamna Daniela, doamna actualmente... Sexul feminin imediat se bagă, domnul viceprimar, cine era? Antal, dar vă rog frumos, Antal Andrei, pasnic de pășune. Așa, Mihoc Oltean Demeter, membru pasnic de pășune. Deci aici apare la un moment dat în hotărâre. Acum, în componența Consiliului de Administrație. Da, dar apare acum fiecare, ca ce? În 2015, când s-a numit un nou Consiliu, clar, acea componență nu a mai rămas valabilă. Da, pentru că trebuie făcută. În 2020, când s-au numit iarăși membri definitivi, conform unei selecții, a unei recrutări, probabil acum a fost prima dată respectată procedura de selecție. În 2000... Cine are continuitate este doamna Stupu. Deci ea are continuitate, vine din trecut și e și în prezent. Deci înseamnă că a fost complice în cei 4 ani la toate deciziile. Ea zice că e ilegal ce cere Consiliul Nou de Administrație. Eu așa înțeleg, nu? Păi nu, că doamna spune aici. Că a semnat a luat decizii, păi a știut totul. Așa știam și noi, că avem un cod, nu? Păi dânsul și acum susține în toate alesele că e nimic în acea hotărâre. Și totuși... Nu ar fi cel mai bine să revocăm sau să revocăm hotărârea ca să putem scoate postul la... Există și un contract de mandat, domnule. Acum, vreau să vă spun ceva. Propunerea doamnei, ca și membru al Ministerului Finanțelor, că e bine propunerea din partea unei persoane care reprezintă Ministerul Finanțelor. Și dacă... Dânsa spune că ar trebui să revocăm și să scoatem. Nu pot să anulez. Dânsa spune așa. Autoritatea publică tutelară să-și anuleze documentul. Doar instanța anulează. Noi putem doar să revocăm. Hai. Conform legii așa este, da? Bun, acum, domnul Antal, dumneavoastră, dacă e o părere din partea... Cum aveți dumneavoastră șeful de ocol la dumneavoastră? Aveți o părere din partea... Să știți că Consiliul ăsta, regia publică, lucrează pe aceeași lege ca și statul. Am înțeles. Noi avem alte legi. Deci la dumneavoastră aveți, e aplicat alte lege. Tot proprietarul aduce șeful de ocol. Pe ce perioadă i-a adus șeful de ocol la dumneavoastră? Pe perioada când îi convine. Când îți face treaba. Când nu face treaba... Păi nu există un contract pe 4 ani. Există un contract, da, cu limitarea. Dacă duce acolo într-un stadiu sau dacă duce în jos, a doua fie schimbat. Deci, domnul Antal, asta e ideea. E un contract determinat. Ca și aici, da. E un contract determinat sau nedeterminat? Păi e o întrebare care e... Nu, dar... E determinat. Acum, pe ce perioadă? Pe 4 ani? Pe 4 ani? Sau... Nu știu că ei între ei, adică Consiliul de Administrare sau composesoratul e format dintr-un Consiliu și acolo ei. Înțeleg. Nu, dar era bine de știut, așa ca și în vecinătate. Să știți că totul trebuie respectat. Legea, indiferent cum scrie legea, dar dacă duci o societate în jos, acolo nu pot să rămâi. Nici Consiliul de Administrare nu poate așa prevede legea. Nici șeful de ocol și așa mai departe. Dacă duce groapă, nu pot să mergi. Alimentez. Asta nu se poate. Trebuie văzut aici acum... Asta e la început. Văd că Consiliul de Administrație și doamna Pădurar că lucrează destul de mult, că sunt că pleacă pe la 9:30 seara pleacă de aici. Dar nu poate să lucreze. Aici e bani. Adică poate din anumite motive, că n-are o hârtie, nu găsește o hârtie, și acum la contabilitate, înseamnă 2-3 zile acolo cu Cornel și că nu poate să înainteze în muncă. Nu poate pentru că contract de mandat nu are cum să-i facă la... Eu n-am nicio calitate. Conform ce au spus, de către unii, de către alții, eu n-am nicio calitate nici. La urmă, dacă... Doamna Pădurabă solicită să o susține. Sprijin. Ce să facem noi? Avem tot sprijinul. Ce-am putea face? Nu știu. Trebuie să desemnați o persoană care să-i comunice un răspuns, doamnei. Că eu n-am nicio calitate aici, în părerea lor. Atunci, dacă chiar și dumneavoastră insistați la treaba asta, aducem o hotărâre. Proiect de hotărâre, fac eu, semnează toți consiliere și desemnăm pe dumneavoastră ca să ne țineți relație printr-o hotărâre de consiliere. Bine așa. Facem o hotărâre, fac eu o hotărâre prin care vă mandatăm pe dumneavoastră ca să țineți legătura între Consiliul Local, Primărie și Ocolul Silvic și Consiliul de Administrație. Să fie legal beton totul. E bine așa, domnule? Referitor, legea prevede că secretarul comunei ține legătura între... Legea prevede, dar văd că dacă mai cere o lege... Păi Consiliul Local este al comunei Chineș-Făget. Funcția secretar al comunei. Da, dar nu știu cine zice treaba asta, că ea nu are drept. Secretar. Și Consiliul de Administrație a solicitat pe data de 17 să fie desemnat către Consiliul Local, a fost adresa, un reprezentant al autorității tutelare ca să participe la ședința din 18/6 pentru a discuta statutul regiei publice locale. Faptul că nu am avut ședință și ne-am întâlnit astăzi. A participat cineva? Nu a participat nimeni. Am discutat astăzi. Care am cerut, Consiliul Local a cerut să vadă că ultima ședință, mi se pare, am fost de 30 aprilie. Acum. Și am cerut treaba asta să se întâmple la 30/04 până la 18/06, câți metri cub s-a pus în valoare. Nu era mare lucru, putea să zică. Să vedem cum avansăm. Că noi consilierii stăm aici și poate avem milioane de metri cub sau mii de metri cub și se putrezesc acolo. E valoarea comunei lor. Nu sunt cum zeci de mii de metri cub. Ședință s-a discutat asta. S-a discutat și nu de dă un răspuns. Să văd cum... Păi dacă nu e șef de ocol, omul nu e șef de ocol, deci ne trebuie un șef de ocol să... Cineva este în locul lui. Instituția funcționează, nu? Dar nu are contract de mandat, el nu are cum. E numai inginer silvic, el cumva pe el nu mă încasează. Domnul, și un inginer cu fond forestier poate să ne dea 2 luni, că de la data până la data am pus în valoare 8.000 de metri cu 5.100 de metri cu. Nu era treaba mare. Să-i dea un răspuns proprietarului. Cred că nu era treaba mare. Și nici nu e secret. Vedeți, domnilor, de ani de zile de asta nu le votez eu. Salariile acestor domni și doamne. Să știți că de acum încolo nici eu nu o să fac. Nici o hotărâre ce am zis, dar e de râsul turcilor ce fac oamenii ăștia în comuna asta. Noi aici 13 oameni cerem 2 vorbe și, domnule, că nu e legal doamna secretară să ceară. Că doamna secretară a scris corect acolo. Că prim Consiliul Local. Nu, doamnă? Da. Aveți cum hârtia să-l citiți la toată lumea sau să... Și ne răspund că n-am cerut. Trebuie să facem o adresă. Noi să facem o adresă prin care să spunem Consiliul de Administrație imediat să ceară, să se pună în legalitate. Ascultați acolo ce a cerut doamna secretară. Deci către Consiliul de Administrație a Regiei Publice Locale Orsec Chimeș-Făget. În urma ședinței comune din data de 18/5/2020. Între reprezentanții Consiliului de Administrație ai RPL Orsec Chimeș-Făget și Consiliul Local al Comunei, în calitate de autoritate tutelară, s-a solicitat să se prezinte o situație privind stadiul marcărilor, câți metri cub de material nos a fost pus în valoare de la ultima raportare din data de 30/4/2020 până la data de 20/6/2020. Consilier local prin Consiliul Local prin secretar general Florian Alin. Ce mai trebuie acel? Ce mai? Consiliul Local prin secretar Alin. Și v-a trimis un răspuns sau nu v-a trimis deloc? Au spus că nu trebuie să-mi dea, că cine sunt eu. Că nu e legat ce facem. Vedeți dumneavoastră? Noi acum ar trebui să vedem că dacă... Să scris sau verbal? Verbal, păcat verbal. Ar trebui să nu mai interprecierea lemnului să plătească. Vreau să vă spun... Deci cum au putut trece? Consiliul de administrație acum nu are în evidență, pentru că era vorba în ultima ședință să discutaseră despre ce cantitate s-o marcat. Are evidență ca și noi, domnule. Nu, stați așa un pic, domnule, că s-o discutat în Consiliul de administrație, la un moment dat, că unde se fac ăsta, inventarierile. Da, s-a discutat, dar cât de APD-ul... Consiliul de administrație, de ce nu a dat un răspuns? Consiliul de Administrație a solicitat conducerii personalului specialitate. Da, eu pe asta am vrut să zic că totuși înseamnă că o ignorat și nu s-o trimis. Da, da, dar nu știu cine din Consiliul de Administrație a spus că este ilegală adresa făcută de mine. Aia altceva. Ideea e că ei trebuie să ne pedea... Cine să zică, doamnă? Cine să zică? Treceți că doamna procurată. Nici Jugaru, nici Crăciun. Deci înseamnă că președinta nu are niciun cuvânt de zis atunci. Problema că... Păi, până aici, doamna președintă mi-a dat... Doamna? Asta treaba, nu. Pentru că Crăciun George, de exemplu, participa pe teren. Știe la un moment dat unde... La câteva partiduri. Domnul primar, dacă te duci la o partidă sau două, într-o jumătate de sau zi, tot lucrul nu poți să faci. Acolo trebuie zile întregi ca să parcurgi un loc. Avem aici personal. Avem și personal aici de la Opolă, să știți că au colaborat multe bine și s-a mers pe teren. Și consilierii locali care sunt desemnați în Comisia Silvică își pot permite ca să își piardă timpul pentru a participat la... Adică timpul nu e pierdut, domnul Ordeanu. Că nu e pierdut, dar zile în șir poți să mergi să te duci tu pe teren. Adică zile în șir nu... Fără ca să... Consiliul de Administrație are o indemnizație, șeful de ocol are un salar, pădurarul are salar. Și eu, ca consilier local, reprezentant, eu mă duc să bat zilele ca să mă duc la inspecții de fond să vedem. Să ne hotărâm până la urmă. Vrem să facem, să participăm noi ca și proprietari sau numai tot spune. Dacă vrem, atunci trebuie să ne gândim că și noi, cei care participăm, indiferent care ar fi, trebuie să ne recuperăm zilele și... Dar nu permite legea. Păi nu permite. Atunci ce permite? Ca tu să te duci să-ți bați câmpii pe acolo sau cum? Ce permite? Că deja nu mai e pădure și câmp, nu? Păi nu? Mai avem o adresă din partea Consiliului de Administrație cu hotărârile adoptate în cadrul ședințelor din 18 mai și 18 iunie. În 18 mai, aprobare plan administrare Consiliului de Administrație, aprobare cod conduită etică a angajaților Regiei Publice Locale OSE Ghimeș-Păcet-RA, aprobare regulament pentru asigurarea securității prelucrării datelor, aprobarea decontării 73 litri motorină consumați pentru transport zilier, aprobarea Comisiei de Evaluare a Defectelor Ascunse APV 145785 Irene Maria, aprobarea politicii de confidențialitate a datelor cu caracter personal, aprobare sport 25%, preluare funcții suplimentare pădurar Bârsani Ioan până la ocuparea unui post de pădurar. Aprobarea delegării persoanei pentru actualizare și depunere statut, aprobarea efectuării lucrărilor la acoperiș 1000 de lei, aprobarea constituirii Comisiei de Disciplină din cadrul RPL OSE Ghimeș-Băget, aprobare ca și asistenți din cadrul Consiliului Local pentru preluare documente contabile, aprobarea a 20 de zile concediu de odihnă domnul Dincă Mihai, aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi pădurari și resurse umane, aprobare raport activitate trimestrul 1, șef OCO. Ședința din 18/6, aprobare model caiet sarcini pentru licitație masă lemnasă fasonată, aprobare, actualizare, statut, aprobare, virare, profit aferent anului 2019 către Primăria Ghimeș Proiect, aprobare, semnătură electronică pentru contabil Oltean Andrei Daniel, aprobare, model caiet sacin pentru licitație, masele noastre pe picior. Pe picior? Pe picior. Dumnezeule, dar avem 450.000 de dovălturi și acum să aprobăm pe picior la mine. În 18 iunie. Care hotărâre? 33. Așa ceva... Când ai tu 30 accidentale. Toate sunt accidentale. Pernicios sau accidentale sau accidentale. Deci, anexa, caietul de sarcini, 41 de pași. Deci, ce aprobăm? Deci se aprobă modelul caietului de sarcini pentru licitațiile de masă lemnoasă pe picior, care cuprinde modelul și modelul contractului de vânzare-cumpărare. Și începând cu 18/6, acesta va fi modelul de caiet de sarcini și contract utilizat obligatoriu. Nu de valorificare. Nu, modelul caietului de sarcini. Care cuprinde... Nu de valorificare. Să înțelegem ceva, că are altceva. Dar cine trebuie să aprobe? Deci aprobare model caiet sarcini. Consiliul de Administrație o aprobă. Am înțeles că materialele pe picior. Modelul caietului de sarcini. Deci este contract? Este. Deci există contract de mandat în 2015 încheiat, dar este modelul. Dar este contractul de mandat. Uitați că este făcut, nu-i numai modelul. Sunt șefului de acum. Și este cu o perioadă. Nu vreau să văd perioada. Până pe 31/12/2018. Deci, un an și a funcționat fără contract de mandat. Și a avut o indemnizație de 4.737. Aprobat în 2015. Da. Prin hotărâri din Consiliul Local, președinte Oltean Viorel. În 2015? Dar nu eram, nu? Eram? Nu. Nu eram. Președinte, dar nu se unește sau ce spune? Data de 1 ianuarie. Dacă l-o semnat președintele de Consiliul de Ședință. Da, e legală hotărâre. Păi da. Ca până în 2018, la sfârșit. Da, da, e lipsește semnatura lui. Contractul de mandat. Mandant și mandatar. Da, lăsați-le așa și o să le analizăm. Dar există. Dar până în 2018, da? Mai greu nu exista. Deci nu e legal constituit. Degeaba nu o scris anexa numărul 2 acolo, la Curtea de Conturi. O să prezint. Da. O studiem și noi. Da. Haideți, doamnă, mai continuați cu stavelii. Tot din partea Ocolului avem câteva cereri în atenția Consiliului Local Ghimeș Proiect. Să luăm pauză? Dați-i nu-i pauză, că camerele sunt pe dumneavoastră. Da. Regia publică locală, Ocolul Ghimeș Proiect, reprezentată prin șef Ocol, inginer Vincă Mihai și responsabil producției economist Oltean Andrei Daniel, având în vedere APV numărul 61/1549883 din UB2 Tărcuța, UA 120AB, 121B, volum brut 82 metri cub. Contractul de masă lemnoasă, numărul 2, per 221 din 14 ianuarie 2020, încheiat între Regia Publică Locală, Ocolul Silviu Ghimeș Văgetra și IRM Maria Sărăne, doborâturi înscrise în APV numărul 110 din UB2 Tărcuța, UA 120AB, 121B, din volum brut de 214 metri cubi. suprapuse peste cele înscrise în APV numărul 61/154983 din UB2 Tărcuța, volum 82, aliniatul 1 și 2, articolul 44 din HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea Consiliului Local numărul 30 din 30/04/2020 privind aprobarea destinației, modul de valorificare a masei lemnoase înscrise în lista de partiz, notificarea numărul 2387 din 4/05 către SCIRM Maria privind înaintarea ofertei pentru achiziționarea masei lemnoase înscrise în APV numărul 110 din UB2 Tărcuța, UA 120A, B 121B, adresa numărul 2432 din 5/05 privind solicitarea de negociere a prețului stabilit pentru masa lemnoasă pe picior înscrisă în APV numărul 110, prin prezenta vă rugăm, analizați și dispuneți. Și dispuneți la prezent, anexăm în copii xerox următoare. Și citesc cererea domnului SCIRM Maria cu sediul societății. Prin prezenta vă aducem la cunoștință că nu suntem de acord cu oferta masei lemnoase din adresa numărul 2387 din 4/05/2020. Prețul pe care îl putem oferi este 120 lei pe metru cub. Și cât a fost inițial? Și Ocolo a propus 167 ofertă. Dar prețul din contract, care e prețul din contract? Din 167, nu? La același preț, nu? Prima parte, cât era? Deci era 82 de metri cub. La ce preț? 167. Nu. Nu e pus contractul aici. Președinte, Consiliul Local nu poate modifica un contract. Nu poate modifica un contract. N-are dreptul să modifice. Se va respecta HG 715 cu normele și cum hotărâți de fapt. Deci cereri din mai multe firme. Ce se hotărâți? Asupra prețului. Dar ce se ia de acolo? În derulare. Nu iei dacă nu-ți convine prețul. Bineînțeles. E ceva normal. Nu, ei se va scoate la licitație, va participa... Altcineva n-are dreptul să modifice un contract. Nu. Problema e la suprapuse, nu? Problema e la suprapuse. Nu. Am înțeles. Nu la suprapuse. Ce-au zis? A fost o parte. Deci suprapuse să vii de la țara plec. Dar nu-i de acord, refuză în adicusorul. Îi convine prețul, oferă 120 de lei. Sau cât? În loc de 160 cât era. Așa am înțeles. De asta au spus că primarul nu avea atribuții de care avea să nu contracte. Mai avem două cereri depuse. Și atunci s-au desemnat și membrii în Consiliul Administrației, nu? Și atunci componența primului Consiliu nu mai... Cerere către domnul primar, subsemnatul Gârga Ioan, consilier al Comunei Ghimeș-Făge, județul Bacău, vă aduc la cunoștință următoare. La împărțirea Islazului din satul Răchitiș, pârâul blocul fizic 390, au luat două persoane fizice și două societăți. Vă aduc la cunoștință că persoanele fizice dețin ovine și persoanele juridice dețin bovine. Conform hotărârii de Consiliul Local, ovinele nu au voie să pășuneze în același loc. Vă rog să luați măsuri. Vă mulțumesc frumos! A fost adresat domnului primar, nu Consiliul. Și domnul primar a trimis secretarul și de pus în fața Consiliului Local. Deci răspuns vă da comisie. Dar s-a adresat domnului primar. Dar l-am adus? Știință și Consiliul. Și o altă cerere. Domnul primar a vrut să ne consulte și pe noi. Foarte bine. O altă cerere către Consiliul Local. Subsemnat Oltean Viorel, domiciliat în comuna Ghimeș-Făget, sat Ghimeș, numărul 192, județul Bacău, Prin prezenta, vă rog să-mi aprobați concesionarea unei suprafețe de teren situată în zona fosta graniță austro-ungară pentru desfășurarea de activități turistice, constând în construirea de clădiri cu specific de cazare și comerț, pentru a asigura turiștilor condiții bune din acest domeniu. Suprafața n-ați menționat? Nu. Păi dacă unei suprafețe. Un acord de principiu, o să vin și cu suprafața. Da, dar era vorba de un proiect european acum. Ce facem? Le-am început pe toate acolo. După un proiect european se poate încadra, că nu suntem împotriva. Dar să vedem unde e terenul acasă. Aici, unde se desfășoară activitatea. Deci, în zona comercială, ideea e felul următor. Proiectul european se desfășoară în punctul ăla unui cetatea, deci acolo e zona lui desfășurare, dar bineînțeles, deci, dânsul au venit către dumneavoastră cu o cerere, către noi. Acum, ca și Consiliul Local, putem să impunem dacă cineva vrea să se desfășoare sau să facă o activitate acolo. Adică prin negociere, da, dar prin negociere, da, dar uite că omul, deci nu-i sâmbărul, numai sâmbărul, când s-o veni cu cererea. Aici e problema, că am auzit că sunt mai mulți care vrea să facă treaba. Aici e treaba, dacă ne îndreptăm, atunci ar trebui să fie niște, adică să stabilim clar ce ar putea să facă în zona respectivă. Deci putem încheia un contract și să stabilim, domnule, pentru ce anume. Adică trebuie să cerem opinia cetățenilor care vreau să facă treaba. Nu săriți de la una la alta. Consiliul Local poate să ia decizie, pentru că e a comunii, nu a cetățenilor din zona aia. Deci nu confundați lucrurile astea. Păi nu, dar, domnul consilier, în momentul de față sunt câteva persoane care desfășoară activitate comercială în zona respectivă. Și de ani de zile... De asta am văzut că era ieșit în perioada aceea, 2008, nu? Tocmai pe asta am realizat și am realizat și perioada de aceea. Mie îmi pare foarte rău că nu s-a mai făcut nimic din 2008. Ia, tocmai asta vreau. Eu asta aș vrea. Eu asta aș vrea, eu mă desfășor acolo, am o activitate. Civilizat, că vin din străinătate, vin din Austria, Ungaria, Germania. M-ați auzit de mai multe ori. Și în 12 ani nimic nu s-a făcut. Mie îmi pare rău de treaba asta. M-ați auzit de mai multe ori că eu, personal, am solicitat primăriei, unul dată, ca să aducem zona respectivă la niște standarde. Păi asta spun, dar domnul primar spune că o să avem un proiect acolo, un proiect european și atunci să nu se bată tafă. Și în momentul de față sunt niște bărăci care se desfășoară, buticurile din care se desfășoară activitatea, nu are apă. Deci nu are deci de-aia zic că eu aș vrea să mă conformez, eu și în momentul de față am o activitate care prin activitatea mea sunt autorizat. Sunt autorizat și aduc niște condiții față de ce se oferă direct din căsuțe. Eu dacă aș concesiona o bucățică de teren, aș putea să fac construcție în care să se poată servi o masă în condiții... O cazare. O cazare, un WC-ul, un loc de parcare, un iluminat. Se bat cap în cap. Proiectul european și asta va fi proiect european. Deci proiectul european de care spuneți dumneavoastră, bănuiesc că e cetatea Racoții, că n-am auzit de altă. Cetatea Racoții sus pe punctul de deasupra scării. Nu prea am făcut nimic, că trebuie și acolo în zona, în jos, acolo ar trebui o... Să mai facem ceva, că e foarte mult să ce acolo. Numai cu buticuri n-am făcut nimic. Am făcut și o scenă. Deci în momentul de față dumneavoastră, vedeți că totuși continuă comerțul, indiferent cum ar fi de 10 ani, 11 ani, 12 ani, și continuă condițiile care sunt. Eu de aia am cerut. Nu este întabulat acolo. E domeniul public. Am tabulare mai prea. Că dacă faci un proiect european și faci o cazare, trebuie tabulată. Atunci, de ce să nu... Se pare că o parte din terenul acela... Eu atât am, prin cererea asta, doresc un acord de principiu al... Dumneavoastră v-a spus părerea. Dacă ceilalți consilieri sunt de acord, eu aș veni pentru ședința viitoare cu, și cu amănunte mai mari. Dar dacă nu există un acord de principiu, nu pot să vin nici cu... doar cu informația de... Nu este, dar să faci. Cred că prima dată trebuie pus la punct treaba cu cadastrul. Să vedem întâi care este situația juridică a terenului. Dacă sunteți de acord, noi vom analiza. Supun la vot cine este. Discutăm în ședința cu acord de principiu. Nu, dar cu acord de principiu, supuneți. Eu care am avut de acord și am încercat să facem ceva și am făcut cât am putut, nu vă supărați, mă abțin. Dar sunteți destul cu ce s-a putut. Cine este pentru? Să rămână și pentru. Păi da, pe aia am zis că nu se pune probleme. Pentru că e vorba de concesiune. Deci răutate, dar prea mult s-a ținut pe noi și am aprobat. Acum a fost supărat pentru că nu este suficient pentru acordul de principiu. Este cumva da. E concesionare, domeniu. Păi pentru un acord de principiu. Ce reprezintă acest acord de principiu? Că ce vrea să facă? Să vină el cu proiect, că ce vrea să facă? Restaurant, hotel, ce vrea să facă acolo? Nu poți să faci restaurant, nu ai atâta loc. Este, de ce să nu fie malul acolo? Dacă vine cu un proiect, eu nu cu ceilalți ce faci? Păi nu toată suprafața. Mai înțeleg, cine face proiectul european? Domnul Olteanu sau domnul viceprimar? Păi, că n-am înțeles nimic atunci. Deci, domnul Suciu, proiectul european, care e făcut doar pe cetate, cum să vă spun, de la baza scărilor până sus, acolo e prins pentru proiect. Așa, dacă și tot nu s-a făcut nimic. Dacă dumneavoastră nu mai insistați... Trebuie să instit. Păi, dumneavoastră tot spuneți că nu s-a făcut nimic, dar dumneavoastră vă contraziceți și pe dumneavoastră. Cu 12 ani în urmă ce am făcut în 2008, atât a rămas, domnule. Păi tocmai aia vreau să facă ceva. Păi da, dar în 8 ani de zile a fost și domnul viceprimar. Să înceapă să facă ceva. A fost și domnul viceprimar, 8 ani de zile. Am avut autorizație în mână, am avut banii. Banii sunt și acum acolo, nu știu, pe un cont, pe la fondul de ate. Foarte mulți bani, nu sunt cheltuiți de ani de zile. Bine spuneți, autorizația a fost scoasă de mine și proiectul încă era în mâna lui domnul Altea. Începem de la început acum. Păi nu, am început, deja s-au reluat, am reușit să mai scoatem încă o dată autorizația de construcție și v-am spus. Și între timp, mii de turiști și ați văzut ce avem. Nu, au venit doi ani. Am fost, dar trebuie să mai vină de urmă. Nu există așa. Deci anul ăsta au venit doar doi. Și ei m-au căutat pe mine. Au mâncat ceva bun. Din anul trecut. Ați înțeles? Deci cine a fost până acum acolo jos, cine a avut până acum și a vândut jos, n-a fost în stare să ofere niște condiții. Dar ăștia de când sunt jos acolo, mă caută. Vă zic că să nu închid, să aștept până urcă sus pe scări să poată să mănânci. Dacă mai sunt discuții, dacă nu închid ședința... Dar la diverse ajungem la rând. Deci a trecut de... Pot să mă gândesc la ședința viitoare de... Dar se poate atunci. La ședința viitoare o să vin cu proiect de hotărâre. Ca să... Deci, eu, domnilor consilieri, eu văd lacul roșu cu strâmtoarea care este acolo și cu toată... Este o zonă în care sunt vreo 4-5 terase. care cred că sunt amenajate de așa manieră încât și iarna se poate servi. Pe ele au bucătărie internă, au... Da, și eu mă gândeam să facem ceva asemănător cu terasele de la Lacul Roșu. Este flux de turiști, vom crea niște condiții. Aș vrea să îmi prevăd în zona mea un grup sanitar și un dacă este posibil. Tu ți trebuie pentru așa ceva. Dacă este posibil. Deci, pentru asta, nu pentru altceva. Că altfel, dacă este să mă apuc să fac o investiție, dacă nu am un teren pe care să pot să, nu pot să-mi permit să investesc mai mult decât am. Păi da. Nu sunt împotriva numai să se facă la lumea. Ce am făcut până acum, pe ce am cheltuit bani. Haideți că au înțeles, domnii, ce vreți. Dacă cineva mai are ceva de spus? Da, doamna, doamna director de la școala, domnul Gheleri, are o solicitare din partea noastră dacă îi putem ajuta să schimbe parchetul din parcul sătului. La un moment dat s-au făcut și o sumă aici, e vorba de 15.000 de RON. O să... 150 de ani. Ideea e că o să încercăm să găsim o soluție ca să... Nu mai are sume disponibile în buget? Ai epuizat bugetul din 2020? Da, înțeleg că au schimbat și un rambriu, deci prin forțe proprii, și s-au blocat la capitolul parchet, înlocuire parchet. Dar trecem în trimestru 3 și poate... Da, deja am înțeles că au ridicat, au scos parchetul. Și sume sunt în buget. Pe finanțarea de bază, sumele din TVA. Deci, nu acoperă. Important e dacă sunteți de acord. Și dacă sunteți de acord, atunci vom încerca să găsim soluții. Asta presupune o rectificare de buget și doamna Codani să ne spună dacă are buget, sumele. Bun, dacă... Noi spunem că suntem de acord. Da, dacă spuneți că suntem de acord, atunci vom căuta forța de finanțare. Supun la vot cine este pentru... 150 de RON pentru o primărie. 15.000 de RON. Și s-a rezolvat o treabă. Cine este pentru? Asta am luat de contact. Bulda, așa, ce? 250, 150, 700, 1,5 miliard. Numai să nu vedeți că prin septembrie-octombrie nu avem bani pentru salarii. Dacă se concesionează acolo jos, mai mult încasează primăria. Dacă se concesionează jos, mai mult încasează decât 2 milioane pe o baracă din aia. Dacă plătești redevența pe suprafață, sigur are mai mare. Așa, 2 luni de zile, când ține sezonul, ia 4 milioane pe un butic de ăla, dar sunt vreo 4, 5 sau 6 neînchiriate, pentru că nu are cine să le... Domnul Oltean, ați fi de acord să facem o concesiune acolo cu o anumită sumă? Ați propus o anumită sumă dumneavoastră? V-ați făcut un plan? Cât ați făcut? Nu știu. Nu știți cum e bugetul. Ca să ofer acum, ce să ofer? Ați dat 2.000 de lei. În funcție de cum ne împărțim, la ce suprafață, și cum e bugetul, nu? Da. Și bugetul trebuie de loc de partajare mai rămâne. Că dacă e să ne împărțim și se concesionează la toți care sunt acolo, care poate vor să rămână să concesionează. Pe 20 de ani înainte, că la mamă de bani, că noi cheltuim. Da, pe toată perioada dinainte să plătesc tot, nu? Păi da, dacă aș încasa dinainte pe atâta timp, n-ar fi probleme. Avem nevoie de bani acum, primăria are nevoie și ar trebui. Tot pe 25 de ani. Vă mulțumesc pentru răbdare. Termina ședința închisă. Nu stai așa cu mea o problemă. Mai are cineva de zi? Fiecare are. Domnului primar vreau să-i spun că s-a transmis de la Târhauș viitura avatul bucățică mare de teren, în două locuri, la Costipete și la Săceauna, Ideană. Când a fost asta? Acum, zilele astea, cred că azi, noapte, ieri, nu știu când. Ieri au fost și... la mine, ieri au fost la mine. Da, nu știu că acum mi-a lăsat o... Deci nu e vorba de viitor, e vorba despre părâul de pe Târhăuși, care ar vrea la un moment dat o intervenție. Dar trebuie să interveniți cu excavatorul, am înțeles, acolo. Da. Să știți că asta au făcut muncitorii și în cursul zilei de astăzi, deci vom ajunge și acolo să intervenim. Poate e vorba de locuințe sau cine știe ce acolo. E vorba de proprietăți și locuințe și drumuri, căi de acces. Avem foarte multe solicitări pe raza comune, deci să știți că asta facem. Altcineva? Da, altcineva. În legătură cu veiturile, cu apa. Și în Rechitiș ar trebui niște brauzi pus pe lângă drum, pentru că presupunem unde au început asfaltul, un pic mai jos, la vreo 100 de metri acolo, unde au început să pună tigurile, gabioanele alea de piatră, acolo a început apa încet să le ocolească și acolo ar trebui niște brauzi pus sau să facă ei, lustransul, să facă ceva acolo, ar trebui neapărat, că dacă vine într-un pogoi, cum a fost anul trecut, sau când au fost, încă anul ăsta nu a fost, apă mare, au fost, dar nu chiar mare, acolo deci va rupe asfaltul, ceva trebuie făcut. Eu, părerea mea, acum deocamdată niște brauze, aduși, puși acolo. Acum e firma, ar fi bine să rupe. E firma, ar trebui să o facă, dar e o părere. Iar nu știu, eu am zis, dacă trebuie făcut, că dacă nu, dacă vine un puvoi mare, nu prea stau. De nu strau să poți să facă ceva, început... dacă îi mai dai vreo cazare, știi, sau ceva, dar dacă nu-i dai ceva, nu-ți face. Aha, îți spuneți pe noi. Atât, da. Este în vigoare că toți zic oamenii că o să fie niște partizi care o să fie dați la oameni și ar trebui să... Ne uităm un pic la preț, că am auzit că a ajuns și la 160 de lei și lemnul nu e bun de nimic. E putred. Lemnul gros atâta, conform hotărârii de Consiliu. Ar trebui să ne uităm un pic, atât a fost discutat că nu putem și 100 de lei care se dă la populație. Consiliul, am auzit că la Valea Rece au dat 80 de lei. Și 40 de lei e scosul și de lângă drum e 120 de lei. Cine vrea să meargă să iei lângă drum. 120 de lei de acolo. Mai tras cu ăsta e 80 de lei. Și la noi e 160 de lei. E ceva care depășește. Eu nu odată am spus treaba asta, mereu se referă la hotărârea de Consiliu. Noi trebuie să schimbăm, avem o hotărâre. Asta nu deci trebuie să schimbăm hotărârea respectivă. Deci prețul de pornire să-l scadem la un anumit, că la prețul de pornire se adaugă coeficienții respectiv. La lemnul gros e problema. Și la subțire. Că scoarteți prețul. Prețul mare de pornire, nu știu ce preț e. Nu mai știu. Nu mă referesc la cine e firma la bucură și cu 80 de lei și cu 70 de lei. Dar la populație problema că începe e defalcat. Lemnul de foc 40, lemnul de lucru 90, 100 de lei, la subțire sub 20 la capătul subțire, lemnul gros deja se urcă. La 140, la 160. Asta e problema. Asta e managementul ocolului, șefului de ocol. Domne, să aducă bani. Da, dar firmele de la firme să nu ia banii pe lemne și de la populație să îi mărească prețul. Noi am ajuns de la 22 de lei la 40 de lei. La firme înseamnă că la firme e ieftin. Nu, eu nu am referit la firme. Și la firme are nici înapoi. Domnule, mai e să calcula la medie. Eu am făcut medie, toate șara s-a ieftinit prețul. 100 de lei, domnule. 100 de lei la societăți. Și la moați coferi și la tâmpă. Ce înseamnă prețul atunci care ar trebui să fie actual? Noi trebuie să modificăm... La populație să duce pe șeați cu 100 de lei. Cu toate prețurile cu TVA cu propunerea. Noi să venim cu propunerea. Eu acum vreau să mă convinc cine trebuie să vină cu propunerea. Cum să o Consiliul de Administrație? Dar nu trebuie să mai vină direct. De-aia este Consiliul de Administrație și trebuie să vină pe el. Cel mai scumpă propunerea și aia. Adresa asta de ce-i trecut aici? Asta e modifica prețul stabilit pentru masă de noastră pe picior. Deci de modificare. Unde a fost o cultură la mare, s-a văzut 20 de lei la firme. 20 de lei. Păi trebuie modificat aici, aici trebuie un bloc. Bună, îl propune, dar trebuie să-l propună către Consiliul de Administrație și după aia Consiliul de Administrație să vină să-l avizează. De asta zic, că acolo e problema. Deci să înțelegem atunci ca să nu ne mai... Deci să vină din partea ocolului, trebuie să discutăm, să vină din partea ocolului cu prețul. Propunere. Da, de așa, adică să fie... Să scadă, ca foarte bună populație. Sunt foarte, foarte multe vote că cum s-au împărțit islamurile. Nu știu, a fost bine, n-a fost bine. Singurul lucru care aș vrea să fie fiecare proprietate, să puteți acolo jos pe casetă. Câte animale de tine, câte hectare au. Și atâta tot. Sau pe satul primărie. De acolo. Sau pe satul primărie. Ascultați-mă un pic ce spune aici. Unde, ce are și câte hectare au. Să spune doamna secretar. Pe blocuri fizice, numai numele fermierului, și asta e caracter personal. Nici asta nu se poate. Deci blocul fizic, 200 sunt 5 fermieri. Facem noi împărțirea pe blocul fizic, noi nu avem acces în blocul fizic. Noi nu avem treabă cu apia într-un fel, deci trebuie să înțelegeți. După contract. Nu se poate. Era bine pentru transparență, să știe toată lumea. Să știe toată lumea că sunt oameni care spune, măi, vecinul, eu ce aud eu. Vecinul are numai 4 vaci și are 20 de hectare. Și asta ar trebui, atunci... Am făcut parte din Consiliul de Administrație, de ce mai avem juriști, de ce mai avem comisie? Să știți că s-a respectat hotărârea de Consiliu, unde am spus că se dă pe unitate vită mare, 1 hectar pe bovină. Uitați cam ce spune. Dar asta nu înseamnă că eu cred. Dacă cineva spune, înseamnă că noi n-am respectat? Doamna secretar, nu știți unde, că am avut premii 760 hectare de, v-am mai spus și dumneavoastră, și acum au rămas 1000 de hectare eligibile. Unde este situația cu 3700? 3600. Unde? Eu nu am găsit asemenea. Nu am găsit, dar nu știu când erau belari, când erau păduroarii noștri, antaldeori, deși nu știu ce, atât 3700. Aș propune un post de pădurar. Deci trebuie curățat pentru ei 200, deci toate astea să luăm. Să avem pe cine întreba și noi. Câtă pădure are comuna Islavele? Avem foarte multe pădurii. Foarte multe pădurii. Care se distruge? Pe 10 trece se distruge. Fură de acolo. Ar trebui un pădurar comunal. Cum a fost lege înainte? Soluția este ca să o includem în fondul forestier și să o dăm în administrarea ocolului. Asta este soluția legală. Atâta timp cât există, nu, acolo unde este depășită consistența, unde intră în... Deci se pot face APV-ul pe unele blocuri fizice, unde se pot... Dar pe cine depășește? Pe cine? Deci pe persoanele care au concesiune sau pe primărie să le... La oameni nu le trebuie așa ceva. Concesiune nu le trebuie o pădurie. Dar primăria poate să facă lucrări acolo. Are doar concesiune, nu e proprietar. N-ai cum să faci un acolo. Dacă nu e legibil, pentru a face legibilea. Pară trebuie la oameni. Dar pădurea se distruge. Și o grămadă de pădurea are formă. Pe pășuri. Pe pășuri. Asta trebuie făcut un amenajament, inclusă în amenajamentul zilnic. A fost făcut, dar nu s-a dorit. Dar nu a fost aprobat. Dar nu e voie să faci, să intri, să faci amenajament, să o amenajezi. Deci e vorba de pășune. Dacă e vorba de pășune, nu faci amenajament și să-l introduci în fondul forestier. Vorbim de pășune împădurită, care depășește consistența. Ne-ar da o situație și cu curățirile izlazurilor, și cu terenul pădurii comunei. N-ar fi bine? Cum credeți? Am avea și mai bine să întrebăm ce-i pe teren. Și am răspunde persoana respectivă. Cum era înainte? Înainte veneau echipe din Maramureș, 50-60 de oameni erau angajați, comunos curățau peste tot. Asta că nu era dată în concesiune cetățenilor, nu? Păi asta zic că nu era dată în concesiune cetățenilor. Și în continuare a noastră, noi putem să curățăm în continuare. Dar cetățenii, Cetățenii iau bani, ei își asumă, ei se obligă să cumpere. Problema lor unde e eligibil și unde e eligibil atâta luat cetățenii. Nu e eligibil restul, trebuie să mai lăsăm vreo 2000 de primăriei. Nu avem, deci nu avem 2000. Și atunci avem suprafețe. Cetățenii atunci nu mai primesc bani. Unde nu avem presătură să cine. Dar mulți vor doar banii, nu să pășuneze. Au zis referitorul la asta. Aici e. Asta e problema. Nici să pureți nu. Doamna secretar, în organigrama care o votăm noi pentru acord, acolo nu putem noi să aibă un post de pădurat pentru izbrazările comunale. Noi am avut. Nu, dar în organigrama asta. Nu a primăriei, domnul Suciu, nu a primăriei, a ocolului. Asta care să aibă atribuțiuni și pentru pășune. Ce anume? Ocolul nu are prea cu pășune. Dar se dă în administrare, o dăm în administrare. Atunci, referitor, noi avem o comisie silvică. Trebuie date atribuțiuni clare ca să identifice cine nu face curat, cine nu are animale, cine nu are... O comisie pastorală, nu silvică, vă referiți. Pastorală, exact. Avem comisia respectivă. Păi nu auzi că nu plătești. Pe lângă, mai e ceva, alte probleme. Mai am o problemă eu. În fondul forestier s-au făcut contracte. Cum rezolvă problema? Unde e fondul forestier? Sunt izlazuri care aparțin fondului forestier, ocolului. Și s-au făcut contracte, s-au prins acolo și s-au luat ape. Despre ce este vorba? Parcela 6-7 la mine și 22. Muhuș și tot. Dar ce bloc fizic? Blocul fizic 210. Nu există. Dar nu este blocul fizic, dar este inclus în fondul forestier. Adică un bloc fizic era ori e UA. Omul pierde blocul fizic 210. Există blocul fizic 210. Vă spun eu că 170 și 201. Blocurile de fizic am două la mine, da. Dar la Apia sunt prinse pășuni la Apia. Sunt prinse la auziți-mă, lăsați un pic să vă lămuresc despre ce e vorba. Orice pășune care se vede pășune, indiferent că e în fond forestier sau fond pastoral. Aia se vede că e pășune și e format un bloc fizic pe hărțile Apie. Și el știe și s-ar putea să aibă dreptate că e unitatea menajistică de la el, din cadrul ocolului Silvii. Și atunci s-a putut crea o confuzie de genul ăsta, acea unitate menajistică să fie dată fără... Când pășunea s-a impus în fondul forestier, atunci s-a scos pășunea. Nu mai există pășune. Pe hărțile Apia nu există așa o diferențiere. Deci clar. Eu o să anunț. Deci acolo sunt fotografii satelitare de sus, care, dacă am văzut că este pășune, zonă terzită, chiar dacă e împădurită, e bloc fizic. Mi vine control să fac. Că nu are de unde să știe Apia, nu are de unde să știe. Dar de unde să știe? E scos din primărie cu suprafața de cutare pășunea Muș, parcela 193-194. Noi nu avem deocamdată cadastru, domnule. Dacă aveam cadastru, se știe, domnule. Dar așa nu se știe nici. Nu avem cadastru. Una din probleme asta e. Dar vine ăștia cu teledetecția asta și să găsească la el în... Nu o să găsească la mine din cauza că le pun la poate. Când intră în parcelă, nu se depun la poate. Când vin oameni la curățit, atunci observ că care e unde vine. Și e vopsit, e parcelă. Dar cum? Ce suprafață e? Pierde omul subvenție. O să vedeți. Noi am parcela 6, are 94 de cadrare. 94. Asta pe unde? Muhoș. Muhoș. Partea de jos am moșul. Parcela 24. Da, 7, parcela 7, are 95. La 2 fost niciodată pășune nu a fost. Nu a fost pășune, a fost fond forestier care aparținea ocolului Silvic, mi-a spunea Ciuc. Era niciodată n-a fost pășune, era nu putea să bage în pășune. Dar care e partea de jos 94? Partea de jos 94, partea stângă. Ăla a fost parcela. Dar nu putem să facem pășuri. Dar de până divare la drum, până la Părău. Până la Părău? Da, am limită puțin până la Părău. Până la Deși? Da, da, da. Acolo unde e releu, nu are cum să fie al lui Miercureaciu. A fost, parcela, 94 a fost parcela acolo până când a primit comuna înapoi. A avut, eu știu că a avut acolo jos, la Părâul ăla, Părâul Mugoș. Toată până la capăt, 93, 94, 95, parcele prestigate. Am hartă, scoți, vă arăt. Oricum este problemă dacă e așa. Partea de jos e pășune, apoi pe 94, 95, partea de jos. În partea la 7 e mai multă pășune, acolo nu e pădurii de absolut puțin. În parcela 6 avem în pădure de peste 50%. Până când am predat era pădure completă. Și parcela 92-93. Dar care ce mai adiți? Nimeni. Declar ședința închisă. Vă mulțumim.